ordonanța numărul primar numărul 107 din 23 martie 2018. Din cei 15 consilieri locali suplenți. Toți? Autoritatea? Astfel, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați ordinea. Eu cum ați fost informați că ordinea de zi avem un număr de 12 proiecte de hotărâre, o suplimentare cu alegerea președintelui de ședință, că domnul Zos a făcut acel stagiu de 3 luni și completez. Plus două rapoarte care nu sunt proiecte de hotărâre. Raportul cu dumneavoastră. Cine este pentru ordinea de zi, inclusiv cu suplimentarea proiectului de hotărâre pentru alegerea președintelui? Domnul Turnă? Pentru ședință? Da. Înainte de a începe activitatea, vă consult asupra conținutului procesului verbal de la ședința din 21 februarie. Aveți observații? Dacă nu, spunem la vot cine este pentru. Cine e domnul? Dar nu mai pot, nu. Se abțin cei care au lipsit la ședința. Având în vedere că proiectul de hotărâre privind aprobarea președintelui în ședință pentru următoarele 3 luni este proiectul 19, vă solicit acordul pentru decalarea aprobării, supunerii la analiza dumneavoastră. Să începem cu proiectul 19, ca astfel președintele nou ales să poată să conducă ședința. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele în ședință. Domnul Dorlan propune pe... Deci mai devreme sau mai să zâne bine rândul la toți, așa că o arată un mic. Mai sunt alte propuneri? Mai aveți alte propuneri? Nu. Supunem la vot propunerea domnului Dorlan. Cine este pentru domnul Bologan, președinte ședință următoare 3 luni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Discuții, dacă se...
Să scrie cineva dacă nu da. Așa, da. Domnul Matei. Vreau să întreb dacă acest serviciu public de transport poate să prestezi și alte servicii în afară de mod explicit de cele din noi de grad. Mă refer da. Dacă în acest serviciu nu se cumva și detajarea. Adică am alte prestezi de servicii, dacă poate. Ar păi, detajarea aparține tot de... Păi tot de acest serviciu, nu? Da, da, da. Nu. Deci s-ar putea de cumva. Exact. În regulamentul care este foarte stupos. Așa, a făcut din motoșari, acolo scrie detaliat pe care de-aia... Deci, nu era bine trebuit să prețul sau ceva? Acum, s-a făcut de motoșari. Este trecut de Domnul profesor, cine este pentru? Da. Împotrivă? O singură întrebare, domnul. V-ați făcut așa un calcul? Pentru că tarifele din asemenea prestări de servicii vor constitui form la bugetul primării, nu? Serviciul vom finanța. Pentru funcționarea lui, ca să funcționeze, că trebuie să motorim amortizare. Dacă sunt ieșiți cheltuielile pe casări, da. Nu faceți beneficii? Nu, pe societate. Cum? Nu. Nu-ți luați în calcul beneficii, să ai profit. Nu, așa e estimativ, dacă v-ați făcut un calcul, să vedeți cam ce venituri realizați din aceste servicii. Pentru că dacă este benefică această activitate de înființare de servicii către populația comunei Trăindu-ți, ar fi bine să înființăm și alte servicii ajutătoare treburilor oștii. Ca să fie legată de platforma... Una ar fi aia de vidanjare care... Este legată de platforma de care am discutat o a doua, o echipă de zidărie, o echipă de construcții... Nu are legătură cu platforma de gunoi. Eu am spus să poate extinde aceste ca să aducă venituri primăriei, nu? Și dăm de treabă și la niște oameni că, într-o discuție anterioară, mi-a spus că aici sunt 5 oameni care... lucrează. Foarte bine. Deci, comuna are disponibil mai mulți, mai multe brate. Poți să-i spunem că nu să avem posibilitate. Acum asta a fost posibilitatea. Că a fost acest proiect. De acord. Și să studiem și alte servicii care pot fi înființate în comună. După calculele care sunt făcute, nu știu dacă ați parcurs. Dar ce nu v-ați spus la povări? M-am scris. Când? Mai înainte de aranjează. Așa e, nu știu dacă ați văzut. Deci, din ce am înțeles eu, pentru depozitare, cei care vor depozita, plătesc 24 pe an, nu? Un pe an. Tonă, 254 de tonă, dacă primăria va fi abilă să-i capaciteze pe toți cei care cresc animale și depoziteze acolo, dacă se vor impune niște reguli clare, clar că vor veni și mai. Da, cu cât depozitezi mai mult, cu atâta cheltuiala mai mare. Cheltuiala raportată pentru a se întreține. Amortizare, motorină, venituri mai mari. Deci depozitezi mai mult, ai venituri mai mari. Și cheltuieli trebuie, dar și veniturile sunt măsuri. Dacă îți depozitezi 10 tone, n-ai cum să întreții cu 25 de ani. Ai un salariu. Suntem la faza de început. În timp
dacă vedem cum lucrează și cum se așează lucrurile acolo, se poate reluat. Orice început în experiment. Oricum, da. Riscul este foarte mare, vă spun, deci pentru că e pe fonduri europene. Și pe vremea mea, vă spun ce vor veni controale. Și în momentul respectiv, de la data începerii funcționării serviciului, vor găsi activitate gunoaie să lese, există riscul să impute bani. Sunteți mai interesați. Dar trebuie bine făcută și trebuie pus la treabă. Păi, da. Asta este ideea. Trebuie să ai nu ce mai ai nimic. Fondul vă funcționează dacă nu ai contract. Sau vreau să da, hai să plecem la punctul 2. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre numărul 9 privind aprobarea organigramei și a statului de funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Căi, județul Bacău. Și pentru serviciile publice de interes local de subordinea Consiliului Local Căiuț. Domnul primar, dacă are ceva de spus. Domnul primar, dacă aveți ceva de spus. Da, aveam un post care l-am subjugitat anul ăsta de la SBSU. Era subordinea primarului și toată subordinea Consiliului Local, conform legii. Asta este modificarea și serviciul nou înființat, care l-am și apa. Astea sunt modificările aduse la organigram. Altceva tot rămâne, cum știți. Am observat aici, deci ne-am găsit în prima formulare aici și cea în tabel. Avem aici la o chestiile temporar vacante, la doamna Iuș Alexandra, în schiță, nu figurează. Deci, temporar vacant. La celelalte fete, temporar vacant. Scrie creșterii copilului. Nu, dar în schiță. În schiță. În statul de funcții. În schiță sau în statul de funcții? În statul de funcții. Da, să știi că e concediu pentru creșterea copilului. Se știe, dar e scris aici. Da. Da? Da? La poziția 35, în prima fază portul vacant, aici figurează cu față. Cu aia Andreea Marinea. Așa, am făcut modificări. Da. Mai am venit cineva acum? Da. Eu o să vorbesc un pic la modul general și o să fac și o întrebare vis-a-vis de un aspect. Am înțeles că la apă se face societate comercială, SRL, nu? Nu. Serviciu subordonat Consiliului Local. Dar când avem proiectul de votare, nu știu dacă ați modificat, n-am mai fost așa, parcă era vorba, o societate... La apă niciodată nu poți scrisă. Nu? Serviciu subordonat Consiliului Local. Dar l-am discutat, dar și... Nu, nu. E pentru platformă. Era ceva, dar nu știam dacă ați lucrat sau societate și pentru altă serviciu. Și mai e un lucru, poate o să ziceți că sunt părtinic, din tot ce văd pe aici, cu mici excepții, dacă aveți la două, aici, la referent, trei grad personal, asistent, studii medii, funcție publică de execuție, stare civilă activă, nu știu ce nu faceți, dacă personalul s-a calificat, cel când înainte, când se calificau, modificam și postul de studii superioare, este păcat. Mai aveți unul la agricol, tot așa, post studii medii, dacă sunt persoane cu facultate, alții sau cine să le facă, nu știu de ce nu merge să le transformați în studii superioare. Nu știu cât, ce posturi poate să vină în plus față de ceea ce este normal. Acum nu vă mai trebuie, nu știu ce aprobări și eu cred că sunteți abil, despart și niște instituții colaterale care se tot facă, nu dai YZ. Și nu văd un impediment în cale dacă chiar nu vreți, când știți că cineva este calificat, dar are studiile necesare pentru ocuparea celui post, să nu-i dați posibilitatea să-și desfășoare activitatea, serviciu propriu-zis pentru calificarea care o are. Să ne pe studii medii și îl plafonăm. Mi se pare un fel de obstrucționare așa. Sau că nu vrea efectiv cineva. Deci astea sunt propuneri mele ca cele două posturi de la studii medii să treacă pe studii superioare. Care domnule? Ce? Dacă nu se mai înscrie la compartimentul stare civilă,
și la compartimentul cont în ceea ce administrația domeniului privat. Am aceeași părere și eu, vis-a-vis de faptul că trebuie să dăm prohibire afirmării tuturor angajanților, indiferent de stare pe care l-au la ora actuală. În atare situații sunt de acord și propun și eu acordarea și integrarea de punct de vedere al studiilor celor două persoane la care s-a făcut referire anterior. Dacă îmi dați voie să vă spun și eu ceva, deci organigrama deci primarul comunii o stabilește și o așează, iar în funcție de necesitățile și de volum de muncă pe fiecare post în parte, se stabilește cum vor fi prin studii superioare și medii. Și aici e luat în calcul și varianta în cazul în care, din anumite motive, persoana pleacă după postul respectiv, nu se mai vine nimeni prin studii superioare, acolo s-a zis foarte greu. Mai avem cazul și acum, din postul superioare și care nu putem ocupa, de anumite motive. Și nu vine nimeni, chiar, am mai avut despre discuții vis-a-vis de salarizare. Salarizarea, pe cât posibil, a rămas la același nivel cu mici îmbunătățiri. Suntem una dintre comunile cu salariile, cred că, cele mai mici. Și tot acesta este motivul de a nu, de a ține, cum să vă spun eu, o leacă echilibrată situația. Iar și pentru organigrama mâncului e aceeași idee și mâncă de la tot. Dacă consider că este oportun și neapărat aia o să vin cu un alt proiect hotărârii în care o să modificăm toate posturile care necesită așa ceva. Domnul primar, eu rețin că această discuție a mai fost făcută de către noi și anul trecut. În afară de situație, eu mă întreb un lucru. Dumneavoastră invocați un anume în fapt. Că în funcție de volumul de lucru, specialitatea depuse de fiecare, ați făcut o analiză. Dați-mi voie să mă îndelesc de acest fapt. Dacă nu este dat fiecăruia Consiliului, dacă nu este prezentat un astfel de proiect, înseamnă că, pe de o parte, avem și noi o influență. Adică îl aprobăm sau nu îl aprobăm. Faptul că dumneavoastră sunteți cel care propuneți, da, este foarte adevărat. Rugămintea noastră este ca dumneavoastră să aveți o aplicare mai atentă asupra tuturor și vă spun cu toată reținerea, nu știu dacă ați făcut o analiză a tuturor celor angajați în aparatul propriu al dumneavoastră și al primăriei cu nivelul de încărcătură a muncii fiecare în parte. Acum, dumneavoastră, eu vă înțeleg, în schimb dați-mi voie să am reține despre ceea ce dumneavoastră vreau să vă spun rugămintea mea era aceea ca să reanalizați în momente de liniște, să reanalizați această situație și să ajungeți la o concluzie cât mai aproape de adevăr. Vă mulțumesc. Plăcere. Vreau să spun doar atât două cuvinte. Indiferent chiar să nu vrei să te apreci prea mult spre postul unui om, în timp, într-un an de zile, în doi ani de zile, îi vezi încărcătura de la sine. De la vidii, fluxul de hârtii, fluxul de oameni care treci pe acolo. De, astea, fără să te apreci pe mult, să faci o analiză segmențială pe un singur om. Diversitatea posturilor și a muncii fiecărui individ în parte angajat, nu cred că aveți un tabel în care să dați nivel de încadrare. Deci, de la o funcție la alta, este diversificată munca. În atare situații, nu sunt unități de măsură comparative a unuia că muncește mai mult și depune efort mai mare decât altul. No. Dați-mi, domnul președinte, dacă îmi dați voi, eu cred că justificarea domnului primar, cu toată sinceritatea care o spune, este pierilă. Și cred că faceți confuzii între modul de a munci pe un post și modul de a nu aprecia calificarea sau pregătirea unei persoane care ocupă o funcție.
Că niciodată nu cred că vom ajunge în situația în care să putem spune ce face femeia de servici cu 8 clase, sau poate să ajungem în cazul când o femeie de serviciu o să dea cu aspiratorul sau în liceu. Sau o să aibă facultatea. Ori dumneavoastră cred că la noi, cei din Comuna Crăiți, tindem ca la Comuna Crăiți să lucreze lume calificată sau personal calificat și cu studii superioare. Și spuneți dumneavoastră că dacă pleacă mâine X, Y, Z, nu mai puteți ocupa. Ba puteți, dar ce nu mă lăsați termin? V-am întrebat. Cum ați putut să transformați un post la agricol, ilegal, să puneți cu studii mecanice să-l ocupi cineva de la studii superioare, că nu s-a găsit o persoană să angajeze, atunci ați putut decala studii superioare, fără să puneți condiții la angajare, că trebuia studii de specialitate? Atunci ați putut? Sau ce facem? Rămâne un aparat administrativ al primăriei la aprecierea dumneavoastră? Nu cred că sunteți în măsură să apreciați singur? Valoarea unui postaj este organigrama primarului. Sunteți ales pus să conduceți o comună. Dar asta nu înseamnă că sunteți Dumnezeu oamenilor. Este pueril ceea ce justificați dumneavoastră. Și asta denotă că nu știți. Păi da, nu știți. Nu, vedeți că vă ce să-mi spuneți, nu știți ce înseamnă pregătirea unui om pentru un post. Ținem oameni, de ce nu țineți toate posturile cu studii medici? Păi nu aveți nevoie de oameni calificați. Am cu studii medici care muncești mult mai mult decât posturile care sunt cu studii superioare. Și cum pot să fac raportarea la salarii? Haideți că știm cum se lucrează în sistem. Nu mai vorbiți, lucrează mai mult. Astea sunt ambițiile dumneavoastră personale vis-a-vis de anumite persoane. Atenție, persoane, nu posturi. Rețineți foarte bine. Și să vă mai spun ceva, vorbind de organigramă. Ați dat posturi la concurs. Vreți să vă scriu prin hârtie cine va lucra? Și cine va fi angajat, vă scriu prin hârtie. Domnul Orândar, nu ne mai luați chiar de proști. Dacă tăcem, să nu credeți că suntem proști. Dar vreau să vă dau pe hârtie cum ați făcut angajat de 12 ani de zile. Vă rog să le dați. Dumneavoastră spuneți ce vreți din mine și eu spun ce știu eu. Dacă vreți, eu vă promit că sunt deschis la ce doriți dumneavoastră. Și ce știi dumneavoastră? Dar nu are, voi știu mai mult decât credeți. Da? Are cuvântul domnului Marie. Știu că și alt lucru am discutat și eu m-aș fi așteptat sau măcar propun ca la examen să găsească și un post, o funcție care este o persoană cu drept ferar care se ocupe de fonduri europene, de implementarea programului. Acum, dar e altceva. Adică ați văzut anul trecut câte proiecte din astea am aprobat. E, pentru punerea în ordine aplicare după ce se aprobă, primul un consultant, un specialist, care ne-a plătit bine, a găsit un specialist, e necesar, numai așa poți obține fonduri europene dacă ai proiecte foarte bune. Măcar la anul să vă gândiți la chestia asta, să vă transformați un post, pentru un organigram prevăzut cu studii superioare, plătit foarte bine, ați fi fonduri mai multe. Sunt bani, dar trebuie atrași. Pentru a fi atrași, trebuie să proiecte bune. Asta e problema. Dar trebuie să studii medii, pe găsim așa, sigur. Aici așa, mesajul aici, ar fi bine de știut, noi să știm de fiecare dată, băi, poți, tu, ca persoană, poți să te ocupi de proiectul ăsta. Sau să depui acte pentru proiectul ăsta, cu ce te ocupi, cu transport, cu nu știu ce. Că noi nu știm. De unde să știm noi că vine, poți să faci proiectul ăsta? Deci trebuie să vă duc specialist. Dacă am avut un specialist în instituția asta, nu știi. Eu zic că ar fi necesar. Dacă îi ținem la studii medii, la studii medii. Da, cum ai făcut să fie la comună, să punem la vot. În forma propusă. În forma propusă. Zici, nu e cum e la vot. S-a făcut la vot. 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă? Abține. Ce împotrivă nimeni? Abține? Da, eu mă abțin, nu? Dacă am propus altceva, cum să votez? Mânasus? Abține domnul Durlan, domnul Orianu, domnul Șugan, domnul Marcuș și încă cineva. Domnul Laurențiu, înseamnă că 11 pentru. Deci 11 pentru și 4 abține. Domnul Dulan, domnul Orhean, domnul Roșca și domnul Marcuș. Am pus participat și domnul Sârbuș, numai numai la proiectul numărul 3. Proiectul numărul 3 privind
constituirea grupului local de lucru și grupului inițiativă locală la nivelul comunei Crăiuț, județul Bacău. Inițiatorul primul final de la Ogadeu. Dacă aveți ceva... Ați văzut la sfârșitul... Așa, avem o adresă de la prefectură în care îi cere un grup de lucru pe care se ocupe de forum. Așa am venit aici cu o propunere. Și la această propunere să mai adăugăm un consilier local, pe care vreau să facem această propunere și să fie în acest grup. Dacă să scrie cineva. Eu vreau să, pentru? Eu vreau să aduc o remarcă aici. Văd o persoană în două poziții, la poziția 7 și la poziția 13. Vorba de aceeași persoană sau două diferite? La poziția care? 7 și 13. O putem pune de două în aceeași. Numărul de persoane nu am luat. Numărul de 19 din care e. Dacă ați văzut asistent social, directorul de școală, șeful de post, doctorul de familie, doctorul de familie, spus și... Și mai trebuie în consilier local. Apropo, ce spune doamna secretar, ca să locuim acel număr să nu rămână, să propuneți doi consilieri locali. Am președinte. Deci, domnule primar, doamna secretară, înainte de a ne cere vot pe această comisie, explicați-ne și nouă, nu că am primit o adresă la Bacău. Despre ce este vorba cu această comisie, ce face, cu ce se ocupă? Sunt eu unul, chiar nu mă pricep. Vreau să știu eu cu ce se ocupă. Așa aprobăm comisii, comentă adresa la Bacău. Spuneți-o și mie cu ce se ocupă această comisie. Atribuțiile vă sunt trecute în ordine ale guvern, dar nu avem aici, ca să știți. Și am extras mai jos, respectiv. Cilindrul respectiv și am enumerat. Deci, ce vă explicați în dumneavoastră, susțineți proiectul de hotărâre. Păi, nu-i corect, așa? Suntem numerate atribuții pe comisie, păi, să susținem. Nu este. Articolul 2. Eu cred că dacă astăzi ați venit cu constituirea acestui grup de inițiativă, pe cum vă intitulați dumneavoastră, imediat după asta, adică într-o lună de zi, așa, veți veni și cu un plan acestui grup. Și dacă l-aveți făcut, atunci se evita întrebarea pusă în legătură cu constituirea situației. Și asta face acel plan. Și nu, dacă există un plan, asta înseamnă că n-ar fi chiar de aia. Și dacă ne mai susținem de cuvânt să îndeplinim ce-i cu planul ăla de acolo, lucrurile nu pot să fie decât de bine. Prin HG18 din 2015, domnul primar are obligația de a angaja un expert local pentru rom. Și v-am motivat oarecum în expunere că deja avem un mediator școlar și un asistent, un lucrător social pe un liceu și deocamdată, nefiind nici bărbați, mai amânăm această decizie. Dacă nu se mai scrie nimeni la cuvânt, să punem la vot. Faceți propuneri pentru cei doi consilieri locali din componența grupul de inițiativă locală. Vedeți cine vrea, din tot 15 ani de timp. Propune, pe domnul profesor Sârbu, că e local de aici, să știi, vrea că s-a să aveți suportat. Ce să fac? Să învăț limba țigănească? Acum aveți ocazii să se șlefuiți. Și al doilea, de fapt, două propuneri, două mărcuți. E la culoarea mea. Da, e clar. Păi cunoașteți aici. Gelul nu pot vorbi, sunt în Consiliul Local. Cine este pentru? Mă sun mai târziu, așa că sun eu când ies. Să punem la vot cine este pentru? Domnul Sârbu. Să punem la vot cine este pentru? Domnul Sârbu. 14 pentru. Domnule, la muncă voluntar văd că mă băgați repede în față. Mulțumesc frumos. Aveți timp de așa. Cine este pentru domnul Mărcuț? Cine este pentru domnul Mărcuț? Dar mergem cu mașina noastră. Cu Peugeot.
Nu, cu buldozerul meu. Cu buldozerul. Supunem la vot. Și supunem la vot proiectul de hotărâre. Supunem la vot proiectul de hotărâre. La proiectul acesta de hotărâre, vreau să vorbesc și eu. Deci nu spuneți încă la vot. Preiau ce spunea domnul Matei în legătură cu fondurile europene. Am urmărit dezbaterile de la Bruxelles și am observat că s-a deschis foarte larg această idee cu accesarea fondurilor europene. Că România este în urmă la activitatea aceasta este recunoscută. Dar probabil că și aici o să trebuiască introdusă viteza a patra, a cincea la treaba aceasta, pentru că să pierd milioane și milioane de euro. Extrapolat la nivel de comuna Căiuț, vreau să vă citesc, nu vă impacientați că nu vă răpesc din timp, este un timp constructiv astăzi. Omul sfințește locul. A apărut în ziarul nostru local Deșteptarea. Este vorba de primarul Valentin Mârzac din comuna Colonești, care pur și simplu în cele trei mandate ale sale a reușit ca prin toate realizările de până acum să intre în istoria comunii. Are o carismă aparte, reprezintă nu știu ce, indiferent. Important este că prin tot ceea ce a făcut acest om și-a sporit credibilitatea. Doamne. În pofida nesprijinirii zonelor sărace de către guvernele anterioare, o știm cu toții și o simțim, s-a demonstrat că atunci când se vrea și împreună cu cei care l-au ales, se pot face multe, indiferent dacă comuna a primit sau nu un punct favorabil în acceptarea de fonduri europene. S-a reușit ca în fiecare sat să se construiască câte o școală nouă și mici baze sportive. La centru s-a construit un dispensar uman și un sediu administrativ de talie europeană care invidiază edilii din comunele mari, orașe și chiar municipii. Domnul Valentin Mârzac este un om credincios și cu frică de Dumnezeu. Pe linie spirituală a reușit ca cele două biserici păstorite de preotul paroh Gheorghe Popescu să fie modernizate. Este vorba de Biserica de Lemn Sfântul Dumitru, construită în anul 1809, și Biserica din Paiancă și Vălăduci Sfântul Nicolae, construită în 1673. Și noi avem în comuna Căiuț biserică construită în perioada Fanariotă, 1774, mi se pare că cea de lemn de la Praga. Este un monument. Cred că este în catalogul UNESCO. Migrarea în masă a tineretului comunei spre țările occidentale a schimbat aspectul satelor prin construirea și modernizarea caselor țărănești. Acest om s-a dovedit a fi un bun sfătuitor pentru întreaga suflare a comunii, convingându-l că numai prin eforturi și sacrificii se poate implementa o civilizație într-o viață mai bună la sate. Prin fonduri europene a reușit doar să se realizeze cu ani în urmă. Mi se atrage atenția, domnul profesor, fi două minute atât. Evoluați, domnul profesor. Nu știu dacă cel care a scris articolul a avut cronometru și a pus pe două minute. Încă nu știu să te mai scrie. Ce-i toate articolii din Deșteptarea despre toți primarii, că sunt la același nivel. Dar cum, domnule, dacă... Ce tot mai vorbim? Cu ce își vrea, scrie ce vrei de tine. Domnul Durlan, nu vă face să vă dau o prorebică așa. Dați 5 milioane și mergeți, dați-mi să scrie despre toată lumea care vrea să scrie din 5 milioane. Valoarea unui om nu e în 5 milioane. Dar vreau citit toate articolele, nu v-am zis de 5 milioane. Valoarea unui om este suma faptelor sale, spune Andrei Scofan, ca să știți. Căcar că lipsește suma faptelor. Suma faptelor. Deci, ce doresc eu? Îmi doresc ceea ce spune. Dar spune, n-ați terminat chiar cu fonduri europene, vreau să spune, ce a realizat fondurile? Păi cu fonduri europene, sigur, cu fonduri europene. Dacă a tras fonduri europene, ce-o vreau? Era acolo, era, la fonduri europene. Prin fonduri europene s-a reușit doar să se realizeze cu ani în urmă un grup sanitar cu centrală termică, un amfiteatru pentru copiii de grădiniță. S-a realizat odată un centru de zi în parteneriat cu FSC, nu știu ce înseamnă, pentru frecventat de 35 de copii. S-a reușit să se petruiesc toate ulițele satului, să se modernizeze vechiul cămin cultural, etc., etc., cu fonduri europene.
susțin și domnul primar, am avut discuția aceasta și domnul primar are o înlesnire extraordinară în 215. Are dreptul, fără să ceară consimțământul sau să ceară aprobarea Consiliului Local, să-și caute un om, să-și angajeze un om personal pentru la dispoziția dânsului. Cum se numește domnul? Consilier personal și să-l transforme în consilier pentru fonduri europene. Suntem la jumătatea mandatului și nu s-a mișcat nimic în privința aceasta. Fondurile europene trebuie atrase pe o gândire serioasă, pe un studiu serios și sigur că vor fi și rezultate. Vă doresc succes, domnule primar. Mulțumesc, domnule. Să punem la vot proiectul numărul 10. Cine este de acord? Mai avem un lucru de care a fost propus. Ce anume? Nu votați, domnule. Nu? De ce? Sunteți propus acolo. Grupul ăla. Cum? Grupul de la... Și bine era cu vreme. Nu e drept să alegi și să fii ales. Și să te alegi și tu pe tine. Acum, nu știu de ce interzit și omul. Dar trebuie să puteți pe tine. Sunt mai de acord cu domnul. Sunt de acord cu domnul. Puteți voteze și pe aici. Dacă s-ar vota doar despre anumite persoane, ceva tare, nu mă să nu voteze. Dacă se votează și proiect consilier, trebuie să voteze și pe aici. Deci, s-a abținut când l-a propus pe dânsul. Deci când l-a propus pe dânsul. Și am votat, dar nu s-a abținut. Dar la proiect, acum... Proiectul de hotărâre revizează pe domnul Sărbu și pe domnul Bologan. Revizează 10 oameni de acolo. Conflict de interes. Și dacă făceau 4-5 consilieri din comisia aia, ăia nu mai votau și nu mai trecea tot prin hotărâre, că nu trebuie să voteze. Exact. Nu vorbim nici. De-aia nu sunt comisii cu 5 consilieri. E corect ce spune, dar dacă conținutul proiectului de hotărâre este un aspect care vizează personal sau o rugă, dar dacă nu vorbim la discuție, dar tot pe fața la persoane, din mai multe. O rugă. Erau să abține. Cine se abține? Păi și eu ce fac acum? Vă abțineți. Mă retrag de la Consiliu? Vă abțineți. Da. Înseamnă 12 pentru și 2 abțineri. Nu e vorba de niciun interes material, nu e vorba de nimic. Se poate vota aici în situația de asta. Păi, da, nu, dar trebuie să-l doi și pe știu. Planul ce să-l apropie, să putea să aibă un interes material. E vreo diferență față de anul trecut? Mă spun la urmă. Bă, ce să spun la urmă? O să fie modificare în locul de ceva. A apărut ceva în plus față de anul trecut? Școala Mărciești, 1-4, mai zic. Rămân numai grădiniță. Ia duce și la Mărciești cu microbuzile, intenționând să iasă microbuzile la primul. Păi e foarte greu în clasa 5-a, am avut discuții cu doamne profesor, doamna directoare, în clasa 5-a nu fac abandon, nu mai vin. Tot e pasul. Da, pleacă de la Mărciești de acolo, din clasă simultan 1-4, când ajung aici la casă separată, clachează, nu vin și încercăm să-i aducem din clasa 1. Este un termen că trebuie să aprobăm proiectul ăsta de hotărâre, pentru că alți ani aprobăm aproape prin începerea lui Nicola. L-au greșit de 3 ori până nu. S-au greșit? Ce s-a greșit? Acum este de 3 ori a greșit. Acum ne l-au trimis în respectatul școlii, dar nu aprobăm noi. Nu l-au trimis atunci. De ce? De ce trebuie? Pentru că aș vrea să venim cu un amendament. Și se mergem cu denumirea nouă a școlii Turalea. Deci încercăm să atingem proiectul de hotărâre cu schimbarea denumirii și când apropăm... Domnul Lorenț, nu puteam... Rețeaua școlară sau apropăm cu denumirea nouă? Domnul Lorenț, pentru denumirea școlii trebuie să facă primăria o adresă la inspectoratul școlar. Nu-s făcut, e făcut, e făcut. Ca să se dea de și aviz pentru denumiri. Și da, și un an de zi. Faci un proiect separat. Și durează un an de zi. Studentul este gata, ăla după aia apropoase de cheaua școlară, apropoase cu denumirea nouă. Aia. Dacă e ceva urgent, asta e, niciodată. Dacă se mai înscrie cineva la cuvânt.
Dacă nu se mai înscrie, ne supune la vot. Proiectul de hotărâre numărul 11. Cine este pentru? Cine este pentru? Paranș. Ce treaba e aia? Împotrivă? O bătoa și Mărcuț. Dar ce, nu știi să numere? Da, ne-am băgat în comisie cu teajă. Nu știi să nu vot? Gândeți-ai să abține. Proiectul 11. Dar nu da mai bun. Proiect de hotărâre modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Căiuț, numărul 85-2017, privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul extindere și reabilitare dispensar uman sat Căiuț, comuna Căiuț, județul Bacău. Finanțabil pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanță de Urgență a Guvernului numărul 28-2013, inițiator domnul primar Leonard Gabriel. Domnul primar, dacă aveți întrebări. La dispensare ne-au cerut niște clarificări, pentru care și această hotărâre Consiliul Local. Avem acolo părinți punct farmaceutic. Nu se finanțează din PNDL, punctul farmaceutic. Și în loc de farmaceutic am un cabinet. Era farmacie și nu se finanțează din PNDL și am trecut cabinet de kinetoterapie. Ce? Cabinet de kinetoterapie. Da, cabinet. Un alt cabinet care este finanțat. Ca să rămână în proiect. Să rămână în proiect. Și facem clarificările astea înainte de a merge să semnăm contractul finanțat. Este singurul la Navescuma, dacă se mai scrie cineva acum. Da. Aș dori ca executivul, dacă nu a fost, ca următoarea ședință, să ne explice care sunt construcțiile suplimentare, care se realizează, lucrările suplimentare prinse în proiect față de proiectul inițial la dispensare. Că dacă mă aduc eu bine aminte și sunteți de astăzi și mai mulți, consilier care spuneați că la 5.700.000 și se face la dispensare o sumă foarte mare, nu știu ce se face. Eu, din ce am văzut aici, văd că acum valoarea totală este 9.971.000. De la 5.700.000 era asta, înseamnă că într-o diferență scurtă de 4.200.000 clădirea și lucrările aproape trebuie să dubleze. Iar ce observ aici, deci cofinanțarea e 2.600.000, ceea ce trebuie să spunem noi ca primărie. Dacă ați dori să spuneți față din proiectul inițial, cu ultimele primase, ce lucrări suplimentare sunt? Sau care sunt motivele de aproape s-a dublat această finanțare? Deci finanțarea inițială a fost pe buget local. Noi acum am făcut alt proiect și l-am depus prin Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Iar proiectul e depus, o intra la finanțare. Și nu știu, eu nu mai am acum, la tot copii, la doamna Carmen, dar e depus și l-a verificat. Ne-a cerut clarificările astea ca să mergem să semnăm contract de finanțare. Da, domnul primar, am înțeles corect, într-o totul de acord cu dumneavoastră, dar eu știu că s-a depus mare parte din vechiul proiect, am mai făcut niște ajustări, nu știu ce ați făcut dumneavoastră. Aș vrea totul să știu că sunt campanie electorală să țipac ce se face cu 5.700.000 la dispensar. Eu nu țip, eu vă întreb acum. Până la 9.900.000, sunt lucrări suplimentare? Este același proiect pe fază de execuție? Domnul, eu știu ce am făcut. Să vedeți până acum. Dar eu știu ce am văzut, domnul primar. Eu am văzut, dar vreau să-mi explicați dumneavoastră de ce e calajul ăsta de 4 miliarde și ceva. Dar sunt lucrări mai multe, nu sunt în același lucrări. Păi dar sunt alea, trebuie să ne spuneți. Păi trebuie să știți ce aprobăm. Păi de la 5.700.000, eu știu ce s-a făcut și ce este surplus acum. S-a luat suma. Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltării. Încă o dată nu repet. Da? Nu este pe buget local. Chiar dacă nu este pe buget local, prin din 9 miliarde pe an se termină o lucrare cu 5 miliarde și așa, așa dați 2.600.000, să plătiți 500, 3 miliarde. Mai trebuia să susținem 2.700.000. 1 miliard și ceva din aia, 2.600.000, să plătiți 1 miliard și chiar pierdut în altă parte. 400 de milioane, eu știu ce am cheltuit. Nu lucrările care, nu geamurile care le-a spus. Eu știu ce a făcut, dar spune eu, nu geamurile care le-a spus. Care lucrări, hai să vorbim. Proiectarea și toate alea sunt alea în proiect. Da, 45 de șapte, dar dumneavoastră ați mai plătit. Nici eu, nici dumneavoastră, nu sunteți expert.
de a analiza proiectul. Eu am angajat față de un proiect inițial când veniți cu ceva. Ca ordonator. Eu nu fac proiect. Puteți să-mi spuneți, dar nu-i de făcut proiectul. Da, înseamnă că nu faceți. Păi dacă vine unul și vă spune că vă fac o minge de fotbal cu trei bani și vă dăm o minge de fotbal. Organele, afirul și Ministerul Dezvoltării veniți că și spune că e corect, eu nu pot să-i contrazic pe aia și să le spun că nu-i corect. Înseamnă că e corect. Eu v-am cerut să spuneți ce să faceți suplimentar de s-a dublat suma. Pe indiferent prin ce sursă de finanțare vin banii, indiferent. Pe banii ăștia la PNA de rest, te-a pune, depune alt proiect și terminăm unul pe 5 ani, poate să le faceți în 50 ani. Puteați face alte investiții și terminați una pe buget local. Dar nu dumneavoastră, cu ceilalți sunteți cei care îi spuneați, păi Doamne, câți bani să plătesc bugetul local să facem dispensar. Da, domnule. Cum s-o plăti și la drumul și la alte... Da, cum s-o plăti la drumul? Și t-ați plătit în 2, n-am plătit în 10. Da. Vedem, tu aduce pe hârtii cu fapte. Eu sunt documentat, nu știu dacă sunteți dumneavoastră. Foarte documentat. Bine, am văzut. O să vedeți. Cine mai documentat? Apropo de mingi, consider faptul că dacă vine unul la tine și spune, băi, cumpără mingea asta cu 50 de lei, și mai vine unul și spune, băi, ia-ți mingea asta gratis, dai la mine 100 de milioane, pe care o iei? Pe aia care ți-o dă gratis sau pe aia care îți ceri 500 de lei pe ea? Eu zic că e pe aia gratis, nu? Niciuna. Înseamnă că n-ați citit proiectul și nu știi. Eu l-am citit foarte bine. Toată lumea nu știe despre ce vorbește, nu am numai cum n-ați citit. Știu mai bine ca alții, da. Știu mai bine ca alții. Îi se pare, da. Dați 3 miliarde din 5-700 cu o finanțare și din ce știu, se face același lucru. Domnul, vreți să vă repet, parte din banii ăia sunt plătiți dumneavoastră. Da? Pe același proiect. Și nu mai... Ați mai plătit 370. Am mai plătit și la drumul din Căiuț. 1.700.000. Tot din ce local, început de dumneavoastră și terminat. Domnul primar. Am mai plătit. Domnul primar. Uitați ce scrie aici, sau dumneavoastră, cred că l-ați citit, da? Domnul președinte, să pare că eu trebuie dumneavoastră aici ce scrie. Domnul Iba, haideți să încheiem, mai vorbim. Încheiem. Da. Păi dar voi că domnii țipau 5 miliarde și au erați printre cei care țipați, că 5 miliarde și 700 de mulți sunt dispensari. De ce-l faceți cu 10 miliarde? Același lucru. Domnul Sârbu, erați omul care spuneați, domnule, aruncăm 5 miliarde și 700, acum aruncați 10 miliarde? De ce lucrare? Vă spune că e același proiect. Dar nu-i din buget local. Hai nu, e 2 miliarde și 700 din buget local, dar ori depun dispensari, ori depun să fac o canalizare sau alimentare cu apă la PNA de re, și să nu mai folosesc alt cuvânt, să aprobau bani. Și mai puneam 2 miliarde 300 la buget local, nu mai mânjam altceva, făceam o investiție și mai făceam una de 11. Păi dacă tot o vorbim pragmatic, că sunteți specialiști. Nu-i campanie, realitate. Da, aici se primește, nu contează de unii din bani, contează să faci economii la bani. Are cuvântul domnul Sfântul local. Nu poate să vă vindeați. Și atât au considerat cum să faci proiectul. Eu am făcut toate măsurătoare în urmă, nu cu devizii. Dar nu cred că n-ai fost pești de la fapt. Dacă faci proiectul, știți ce înseamnă? Dacă faci așa, știi de dinamică, dacă ai înțeles, dacă ai înțeles, că dacă nu știți, nu vorbiți. Băi, cum atunci știi tot, domnule? Cum ați mea voastră știți? Tot ce se mișcă în țara asta. Domnule, aici nu facem nici vendetă, nimic a facem un. Dar nu-i vendetă, am întrebat. Domnul Dulan, noi suntem la proiectul ăsta de pus, au fost pus la votat anul trecut, au fost primit la finanțare, au fost toate. Dar acum trebuie să cuvântul dăm, da, trebuie să dăm rectificarea și să o trimitem la București, la convoare. Nu știu pe cine. Dar de ce mai enervați? Fii să mai enervez din nou, ca să nu ajungem să să înțeleagă acum oamenii că noi nu vrem să depunem un proiect în bani. Sau ce să înțeleagă? Nu vă zic că înțelegeți, nu vreți să depuneți proiect. Am întrebat care este motivul pentru care se face la domnul. Ce să mai... englezul spune că sunt prea săracat să fac, să-mi cumpăr lucruri ieftine. Deci cu cât e mai ieftin un obiectiv, cu atât e mai prost. În materiale proaste. Că costă 9 miliarde, costă 10 miliarde. Diferența aceea, probabil că este calitatea materială. De când s-a proiectat acest dispensar, refacerea lui? De vreo 3-4 ani în urmă, nu? Au evoluat prețurile în intervalul acesta. Au evoluat tarifele. A crescut salariile, piesele au crescut, sunt crescut prețurile. Problema este că, uitându-vă aici la subsoară, a crescut
termină. Durata de realizare estimată 12 luni. Întrebarea mea este, de când? De la emiterea autorizației. Când e aia? Vreau să văd și eu pornit ceva în mandatul ăsta de, la care suntem la jumătate și... Iar îmi reprim acum. Eu nu vreau, domnul președinte. Eu nu vreau. Aveți votul, domnul. Gândiți-vă la chestiunea cu consilierul pe fonduri europene și mai discutăm după aceea. Domnule, ca să evităm discuțiile astea contradictorii și pe un ton cam ridicat, eu zic să statuăm astăzi o ședință de Consiliu în care să facem o analiză a modului de cheltuire a banului public și nepublic pentru toate cele din actualul mandat și din precedentul mandat. În atare situații, haideți să întrebăm de ce a costat banca respectivă nu știu cât, de ce a costat asfaltul pe drumul Căiuțului nu știu cât și nu este terminat și nu este făcut și nu știu când se va face, și apoi ajungem la dispensarul pus în discuție astăzi. A ne da acum cu părerea despre realitatea cifrelor și a sumelor înscrise în proiectul respectiv este chiar o treabă cu fuga făcută. Și acest lucru se realizează numai cu niște antimăsurători în față, cu niște devizii estimative, din care cu ușurință ți-ai putea da seama dacă reprezintă realitatea cheltuielilor sau nu. A vedea doar niște hârtii poezie pe care ni le prezentați acum, nu putem să ne pronunțăm, fapt pentru care trebuie să ne abținem și să amânăm această discuție atunci când au avea toate datele problemei în față. În schimb, eu sunt indignat de un anume lucru. În ședințele precedente, domnul președinte, faptul, lipsa experienței dumneavoastră de a conduce ședința, nu vă judec și nu vă accept așa. În schimb, nu putem să acceptăm ca ședințele de Consiliu să se desfășoare de modul cum am dat exemplu trecut, momentul trecut. Domnii mei, dacă există un președinte de ședință, eu vă rog frumos să luați atare de următorul lucru. N-ați fost atent, domnul Copil. N-ați fost atent, domnul argument. De azi v-am găsit ales, ca să poată să facă haosul ăsta. Da. De asta am fost și fost propus, ca să poată să facă haosul ăsta. Eu vin cu o propunere. Domnul președinte, le decupez acum din dosarul meu, cel galben și cel roșu, și aveți dreptul să... Minge aveți, cartonașe avem, ce mai trebuie? Aveți dreptul să ridicați pentru cel care considerați că nu sunt aliniat. Dacă nu mai sunt în scrieri la cuvânt, E drept că în atare situații îmi criticez statutul meu, pentru că domnul primar, dacă ar avea cartonașele respective de fiecare dată. Dacă îmi dați voi, că mi-a venit acum o idee. Vă mulțumesc. Dacă îmi dați voi, domnule, valoarea care acolo, în devizul de la SF, când se face licitația, să vin de acolo jos, să facem să licitează pe alte prețuri. Pe proiectul? Exemplu. Vă dau un exemplu. Din informațiile care le am, drumurile care le facem, s-a plecat licitația de la 44 de miliarde și s-a ajuns la 33 de miliarde. Deci dacă devizul de la SF este ăsta de 9 miliarde, se poate lua cu 5 miliarde, cu 4. Domnule, nu se poate discuta pe lucruri care nu... Dar acum vorbim, aruncăm întrebări așa ca să ne aflăm întreabă. Nu se poate, dar mai ce avem antimăsurătoare și un deviz estimativ, nu ai dreptul să discuți despre valori. Astăzi discutăm numai de modificarea hotărârii Consiliului Local. Indicatorii principali au fost aprobați. Atunci trebuia discutată problema cu privire la sume. Acum discutăm numai de o pur și simplu modificare. Deci nu avea rost. Vreau să vă spun ceva. Aceste discuții, cum le facem acum, le putem face la fiecare ședință și le facem degeaba. Dar trebuie făcut la început, când s-a stabilit. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 12. Cine este pentru? Domnul Matei Călăuță. Da.
Și Mărcuț. Și Mărcuț a votat. Abține? Vă doar e mâna dacă le zici mai mult. Votat, votat. Abține? Mă abțin eu și justific de ce mă abțin, pentru că am mai semn de întrebare la 800 de euro metru pătrat de construcție. Asta este. Și nu mi-ați dat, eu n-am zis că sunt împotriva dispensarului. Dumneavoastră sunteți cei care făceați steaguri în sus, că e mult 5 miliarde 7. Și eu am întrebat și dumneavoastră putea să spuneți foarte clar, fără să ne mai impacientăm, domnul primar, până la urmă pare ședință, nu pare pierde timp. O să, dar nu știu dacă pierdem timp când e vorba de banul public. Da. Vă aduceam, asta era proiectul inițial, se făcea asta, 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 asta este acum. Și gata, și nu erau trei discuții. Dar eu am proiectul acum filmat ca să vă răspund asta la tine. Puteați să spuneți că aduceți la următoarea ședință, să spuneți. V-am spus că oricum e depus la mizerie de vădere și nu pot să-mi spun. A fost de acord și am votat atunci. Dacă vreau să-i fac o modificare sau cereți mai să vă modificare, v-am cerut o modificare, domnul primar. V-am întrebat ce este în plus și care sunt costurile de la valoarea inițială la cele de astăzi. Haideți să vă întrebați. Asta am întrebat. Domnul, deci la obținere domnul Brunan și domnul Orheanu. Nu, pentru. Și 14 pentru. A votat pentru. Domnul Brunan și domnul Orheanu. Domnul Brunan a votat pentru. Da. Trebuie să-ți dă rămâna dacă n-am observat. A votat odată. Nu vă mai agitați cu problema de domnul Brunan. Da, nu mă arați votul. De ce? Proiect de hotărâre numărul 13 privind prelungirea contractului de închiriere numărul 2712-0904-2013 încheiat cu CC Mari Brut Panificație SRL. Inițiator domnul primar. Cine se înscrie la Eu am găsit în primărie din 2013 un contract în care erau prevăzute niște clauze, le-am respectat, am venit cu care gătări conform contractului. Știam că asta o să spune și de asta v-am lăsat spus, dragi colegi, eu nu vreau să spun asta, că eu vreau să vă spun altceva. La numărul 2 este contractul de închiriere, poate fi, deci reținem foarte bine, nu este obligatoriu, poate. Deci, poate să nu fie prelungit cu aprobarea Consiliului Local. Eu vreau să vă dați da, ce mi-a sărit. Dați voi, eu descriu totul altceva, dacă nu mă lăsați. Dacă acolo poate, să prelungea de drept. Dar așa trebuie aprobarea Consiliului Local. Deci tocmai de asta vă zic. Dar eu vreau să spun, ați venit să prelungim cu ce preț când s-a reprelungit, mi-aduc aminte, în 2013 s-au mărit și prețul? Cu același preț de acum 5 ani? Dar nu facem propuneri, că trebuie o analiză de piață, de preț, pe metru pătrat. Nu putem să punem noi așa de la sine puterii. Cu același preț am venit propunerea, poftim. Venim cu același preț. De ce-ți venim cu același preț? Când era înainte, când a fost prima dată, a fost un preț mai mic să facă investiții. Acum să vedem. Eu zic să dăm cu 2.800.000 pe lună o clădire, ca ce beneficiu la bugetul local și mai folosește. Asta veneam acum. Măsuram, vedeam cât e magazie, cât e teren, că acolo unde a fost pus de la parc un candelar de la lumină numai când depozitează omul lemnul. Hai să-i vedem toată suprafața care o închiriați, faceți un studiu de piață, veniți cu propunerea unui preț documentat, că altfel este ilegal. Părerea mea. Dacă doamna secretar spune că este legal, așa, nimic. Nu am nimic împotriva. Domnul Sărb, o descundă. Contractul expiră acum în aprilie. Deci el trebuie prelungit sau trebuie sistat? Sau corect ar fi scos la licitație. Acum mai nou tot ce se închiriază să facem prin licitație. Comisia culturală din care fac și eu parte. Da, domnul profesor, un pic, mi-a adus acum aminte, doamna secretar, că în 2013 a fost un raport de evaluare. A fost un raport de evaluare făcut la timpul ăla. Da, și noi nu putem face noi schimba raportul de evaluare. Dar ce sunt? Că poate fi prelungit contractul, dar în aceleași condiții. Da, ce mi vă obligă? Scoateți la citație, vedeți cât se ia spațiu. Normal. Pâinea era 50 de bani acum 5 ani, acum 1 leu.
Dânsul are profit dublu. Dar și grâușul curentul era altul acum și altul acum. Păi. Asta este. Pe principiul ăsta au crescut scris și prețurile la dispensare. Mulțumesc mult! Au crescut prețurile. Una e o activitate comercială și una e sănătate. Mă lăsați să termin eu. Ce scuze? Noi am discutat în comisia noastră și eu mi-am exprimat și în precedenta ședința Consiliului nemulțumirea față de această brudărie care funcționează într-o fostă școală unde eu am învățat carte. Am absolvit 7 clase în Comuna Căius în 1960 în această școală. Și pentru mine este un regret că școala aceasta a ajuns brudărie, a trecut de-a prin faze și mai proaste. A fost și crâșmă, a fost și discotecă, dar brudăria aceasta nu știu dacă ne face nouă cinste. Am plasat într-un context foarte, foarte, foarte propice, bază sportivă, primărie și brudărie. Așa că rugămintea mea a fost adresată colegilor din comisie să nu mai aprobăm prelungirea contractului, să uzităm de dreptul acela de funcționare 2-3 luni de zile până își poate lua bagajele și să mute în altă parte. Bine, sunt rațiuni de ordine economică, lucrează 5-7 inși acolo, așa, care câștigă o pâine pentru familia lor, familiile lor. Nu sunt insensibil la treaba aceasta. Din această cauză, eu și cu domnul Mărcuț, care am avut o discuție așa, suntem împotrivă și ceilalți colegi ai mei, 3, sunt pentru. Am dat aviz favorabil. Dar, mai mult de 2 ani de zile să nu funcționeze aici, domnul primar, pentru că nu ne face cinste. Nici nu poate, domnul președinte. Eu, fraiște, uitați-vă la mine. Noi am venit ieri de la o manifestare așa de frumoasă la Prarea, cu o încărcătură atât de patriotică și de înălțătoare. Și ieri când am venit aici, erau mașinile țiganilor. Că nu poți să... Nu sunt rom, domnule, țigani. Și cum răchita nu e om, nici țiganul nu e om. Mașinile țiganilor erau aliniate pe pavajul ăsta și recte vreo 20 de inși la costum sportiv cu tricouri, cu jambiere prin gard au intrat și au jucat sport, au făcut sport. Din cauza aceasta nu se pupă bine brudăria cu primăria și cu baza sportivă. Ne gândim și v-am spus, vă propun să o compartimentăm, dacă o redobândim, să o compartimentăm, o văxuim și facem servicii, pentru că aveți servicii de apă, canalizare și asta. Dați un birou acolo. Vrem să facem baza sportivă pe baza regulamentului clubului sportiv sau ce, asociație sportivă. Dați un birou la oamenii care lucrează la sport, care vă facă... Nu vreau să mă întreb, dar avem birou. Să vin cineva să ceară să organizeze, că avem spații unde suntem. Unde n-ar mai veni 10 agenții economice în comună să mai facă un leu, 2 lei, 3 lei, 5 lei? Dacă îi prelungim, vă rog frumos să puneți niște condiții economice domnului patron de acolo, care să fie avantajoase. Ce faceți cu 280 lei chirie? 280 lei la 230 de metri pătrați? Sunt de acord cu domnul Duran. Ori o scoatem la licitație, ori îi majorăm, îl chemăm la negocieri. Bă, e 5 metri, e 5 euro metru pătrat la magazine, domnul. Părerea mea este să nu se supere domnii, că atunci au venit propunerea să facă un studiu de analiză a prețului din chirierii, să vină cu o propunere și cu cât închiriam pe metru pătrat sau clădirea, eu sunt de acolo stai încă 20 de ani. N-am nimic împotrivă. Dar să plătească și pe anexele unde ține lemnul și terenul dincolo, am spus-o dienuri. Poate a fost și o lacună de-a mea, dar v-am zis, a fost închiriat cu sumă un pic mai mică, dar s-au făcut investiții, gresii mai multe. Cinea, supus, centrală și ce mai sunt. Eu zic că dacă s-o dubla și afacerea, dubleze și chiria. Nu este o sumă atât de mare, 2.800.000 pe zi. Nici o propunere. 280 de pâini. O propunere de compromis.
Pe lună, da? Eu propun să aprobăm prelungirea contractului cu un an de zile și cu ochii cu 400 de lei pe lună. Da, da, să vină cu o analiză de piață, de preț, o notă de fundamentare pe acolo. Așa. Deci dacă mai stabil la 400 de lei... Și așa, eu vă spun că nu, părerea mea, și nu știu, doamna secretară, juristul, eu nu mă pricep la desă să mai știu pregătire, dar nu mi se pare ok informat. Cum motivează solicitarea domnului Matei, doamna secretară? Suma propusă de dânsul nu e fundamentată. Și nu este specialist, nu este specialist în evaluarea prețurilor. Dar 280 de lei e fundamentat. Raportul a fost, dar 2013. Cine va propune raportul ăla? Nu a acreditat la NEVA. Și am filă și la sfârșit. Deci eu zic să vină cu... Deci, reține, nu sunt potriva a se închiria, dar chiar vreau să faceți măsurători și pe magazii, și pe terenul adiacent care îi pune lemnii pe el și tot, dați închirii, nicio problemă. Haideți să mai avem alte zbele acum. Domnul Orbuț. Da. Anul trecut am dus la cunoștință că brusăria arată o destul de rău și am zis să facă investiții. Nu s-au făcut. Drept dovadă, eu nu sunt de acord cu prenta asta, plata asta de 200 cât are și aș dori să facem un contract de comun acord, să stipulăm acolo renovare, curățenii, întreținere, la la la, tra la la, vă pricepe la asta. Și sublăm la bani, 280 de lei, e prea puțin. Și să stipulăm un contract, să-i și cere, nu numai să... Pe de... Acolo se distruge, pavele, s-a distrus acolo, clădirea aia, tot. Nimeni nu vede, nimeni n-au libri. Are atâta domeniul public care îl folosește cu lemn, îl depozitează. Magazia care e... Da, nu, că sunt de acord, dar să plătească și eu sunt de acord, da, eu n-am zis că sunt potrebă, nu să dea. Vorba inițială, ce poți dați, că mi-e cultural și la revedere. Eu nu sunt împotrivit pentru... Deci, spunem aici că nu avem bani. Corect, nu avem bani pentru căminul cultural, dar se pot prinde bani. În buget. La cultură, la renovare, dar nu asta e problema. Dar pe o chirie conform legii și pieții actuale. Dacă nu, la licitații. Contractul spune clar, poate fi prelungit. Nu că putea spune. Obligatoriu, cum a fost în vechiul contract, se prelungește cu 5 ani. Întreținerea lui. Întreținerea lui. Dar n-a dat cumva. Da, întreținere. Se dă rău tot. Tot se dă rău. Domnul Ceam, aveți cuvântul. Domnule, sunt de acord că acest proiect se cuprinde în următoarele lucruri. Deci, vorbea cineva de analiză de preț. Eu nu știu cum naiba, cum doamna ajutat, se întâmplă că solicităm pentru unele lucruri analize de preț și peste altele trecem fără de analize de preț. Lucru pe care eu l-am solicitat de la început. A doua chestiune. Rațiunile economice justifică continuarea acestui contract. Dacă din Comuna Căiuț sunt 9-10 lucrători care își câștigă existența, e un lucru îngrijorător. A opri această activitate economică și a ne redicționa către altă chestiune, cu altă ocupație, nu facem altceva decât să ne diminuăm activitatea economică pe teritoriul comun. Vorbiți dumneavoastră despre investițiile pe care trebuie să le facă respectiv. Eu sunt curios dacă la data contractării, încheierii contractului de închiriere, a fost fotografiată starea construcției respective, cu un inventar a stării fizice, a pereților, a acoperișului, a pavelelor, a tot ce înseamnă de acolo. Pentru că ai cere acum lui să facă investiții, că noi nu ne încălzește cu nimic. Atunci când el nu își va mai desfășura activitatea economică, investițiile făcute din agresii făiații nu vor corespunde solicitărilor și ocupării unei alte activități. Deci sunt total inutile. Deci hai să renunțăm la solicitarea asta cu investiții. Ce putem noi lui, în schimb, în contractul, în prelungirea contractului, este ca starea de sănătate fizică a clădirii să fie menținută, să fie refăcută, reabilitată în cazul când s-au constatat, și o comisie la nivelul Consiliului Primăriei să facă un constatări dacă s-au produs distrugeri față de starea inițială, și
În atare situații de analiză de preț. Dacă din punct de vedere al legislației spune că trebuie făcută o evaluare, atunci se purcea de la evaluarea necesară și încadrarea pentru închirierii cu suma care... Dar ați zis bine să investească, ați zis întreținere, ce are? Păi, dar eu am zis și eu deodată, întreținere și reparare în cazul când distrugeri au fost produse față de starea inițială a întreținerii, da, atât. Și rest, haideți să nu batem cu intertul unor oameni care au inițiativă și care, la urma urmii, desfășoară activități economice pe raza comunității. Respect de acord și oameni de legele făcute. Bada? Contrariu? Domnul Durlacu. Dar înțelegem, domnul președinte, eu asta este părerea mea. Dacă vreți. Și, sincer, nu știu ce spune doamnă secretar, dar și asumă și domnul primar, mie nu mi se place și mie. Ținem așa și... A, fiți rău. Fiți rău. Contractul pe 8 aprilie. Putem să-i dăm o lună, două, până să reglementăm. M-a ascultat un pic și cu mine. Cred că în campanie mare majoritate, mai ales cei care candidează pentru primar, promit locuri de muncă, promit că cresc nivelul de trai, nu știu ce și nu știu cum. Eu am fost în oraș la cumpărături de mai mult, și mi s-a întâmplat odată să găsesc, să cumpăr o pâine de la căiuți. Și am fost încântat. Nu din am găsit 20 de produse într-un supermarket, produse la căiuți. Deci unul singur îl avem produs la noi căiuți și a trebuit și pe asta. Dar cine vrea să distrugă domnul? Dar cine vrea să distrugă? Dar mă lăsă termin. Păi eu înțeleg ce vreau. Păi eu înțeleg ce vreau. Lasă termin. Ce cum zic să distrugă? Păi da. Cine vrea să distrugă? Dar cum ți lasă apelațiile? Nici chiar eu mai am. Dumneavoastră, da, dar restul ce-o zis? Nici chiar eu nu am fost la distrugere. Da, dar de ce nu lăsați pe oameni să se vorbească? Nu uite de ideea, domnule. Dar ce-a fost cineva? Facem pe o distrugere? Ce-l-a fost? Să-l închidă? Vorbim, practic, de un avantaj mai mare către Consiliul Local. Că așa cum plătim pe anumite clădiri care le avem mari și plătesc 40-50 milioane, dacă își face o afaceri, plătească el 4-5 milioane pe lună. Că nu e o sumă de speriat. Și să-l întreține. Deci la ăștia de bani, în 5 ani să nu plăm mâine, chinea rămâne așa. Haideți să facem un pic de neniște. Ne plângem că avem plătimuți ajutor social și nu avem societăți. Deci dacă ar fi posibil, din punctul meu de vedere, decât să dăm ajutor social mai bine, am ajutat societățile să facă locuri de muncă. Dar nu ne permite legea asta, nu putem face lucrul ăsta. Dacă avem o societate care are câteva angajați, merge cât bineșor, vedem, reglementăm pe parcurs taxa care este, vedem ce clauzele mai pune, ne lăsăm să funcționeze. Dar lăsați să funcționeze, n-ați nimeni, nu, domnul Matei. Deocamdată și prelungim contractul cu un an sau doi sau doi ani și jumătate. Și mai vedem despre ce vorba. Doamnelor, dragi, întrebați cât plătește chirii la Popeni în spațiul la jumate din cămin. Pentru un magazin, în Popeni. Întrebați cât plătește chirii. Eu nu zic să-l închidem, Doamne ferește, nu zic să-i facem 10 milioane chiria. Dar eu zic că este normal să îl închiriem sau prelungim în alte condiții. Hai, mai lăsăm 7 ani, mai vine iar, se triază pe același. Are cuvântul domnul Ofre. Eu aș merge în propunerea domnului Matei să-i dublăm tarifă bună. La vedere, din informația mea, am înțeles că în Revisal are 10 cărți de muncă din Comuna Căiuță. La ce a spus Laurențu Matei. Cu tot cu magazin, așa. E foarte important să aduci investitori, să ai 10 locuri de muncă. 10 locuri de muncă. Dacă îl oprim, vorba lui domnul Ochean. Aș și face. Scuze, deci, trebuie să găsim o posibilitate, cum a zis și domnul Dunar, prelungim 2-3 luni, să găsească soluția, no, să-și achete și să discutăm. Dacă suntem de acord. Am găsit o soluție de doamna secretară. Articolul 3.1. Completăm cu alineatul 4 și spunem așa. Chiria anuală poate fi modificată prin HCL conform prețurilor spuse. Dar condiții invers cu imediat. Luna următoare este contractul. Nu poate fi modificat. Ea se poate reajusta. Nu. În baza unei evaluări făcute anterior. După 6 luni, domnilor, când era 0,50 bani sau 1 euro, domnul Dunat. Sfârșit,
Când ați făcut contractul cu 0,50, mai rețin nu mai rețin exact. Ghiceți vorbim. Îți face un raport de evaluare. Dacă a fost înainte în final, să fac și vină cu un raport de evaluare. Dacă a fost investit în final, să fac și vină cu un raport de evaluare și iau până prețul. Pe contractul sunt 130 de euro. Și cu prețul 1.072 de lei. Cel mai afectat sunt cei din Revisal, cu viață de lucru, indiferent ce vorbim. Eu nu lucru încă în termen din 30 de zile cu amendamentul. Consiliul local, prin comunice prețul va avea la prețul. Nu sunt la cuvânt, haideți să punem la vot. Cu amendamentul. Și în următoarea ședință, să punem la vot. Cine este pentru? Ai răbdare. Mai dau citire la amendamentul. Atenție un pic. Ai fiți atenți un pic. Domnul chirie anuală poate fi modificată prin hotărâre de Consiliu conform prețului de piață însușit printr-un raport de evaluare de Consiliu Local. Da? Să înlocuim cuvântul poate. Va fi. Fără poate. Dar noi nu stabilim chiria lunară, doamnă. Dacă stabilim chiria lunară, știm exact că nu are evaluare. Da, chiria lunară. Prețul raport de evaluare. Da. Chiria și nu are, de pe lună. Nu poate, aici. Nu poate. Da, poate. Dar poate că un contract. 1.072 de lei, domnule. Poate. Dar nu e obligatoriu. Însușit mai trebuie raport de evaluare comandat de... Nu. De cine comandat? De dânsul. Corect. Ce se face? Raportul de evaluare tu? Însușit de ambele părți. Primarul. Nu de ambele părți, dar nu comandă. Nu, dacă îl făcea eu, îl făcea. Eu îi cer un raport de evaluare. Dacă îl făcea eu, mă întrebați pe cum ar avea de evaluare, nimic nu mă opriți la aprobat. Un raport de evaluare 1000 de lei. Păi da. Și chiria cu un chiria a fost până zi. Dar poate să iei chiria pe lună. Să punem la vot cu amendamentul. Da, înțeles, și doamna și cine este pe comitului? De lei n-am înțeles. Raport de evaluare a fost. 3 milioane. Nu pentru asta, pentru... Da, la amendamentul se face până la prima ședință, să fie pregătit de amendamentul la nevoie. Ai zis, 7 ore, e doar zocit. Ascultați de ce ai vă rog frumos. Am zis de 3 ore. Chiar nu l-am zis. O luată până la prima ședință. Cine este pentru? De bine, de bine, de domnul Fimar. Domnul Dodar. Da. Nu votați? Așa. Împotrivă, abțineri? Mărcuți de la față. Domnul Roșcar și domnul Roșcar. Împotrivă, domnul Roșcar. Spune-și tu, Sacara, ca să vedeți, votăm. Eu nu abțin, doamnă. Domnul Mărcuți, abțineri. Deci 13 voturi pentru. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 14. Pentru aprobarea expunerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău a orașului Comănești. Inițiator domnul... Hai că l-am mai spus o dată. Hai, excludeți-vă și mergeți la punctul următor. Nu, a fost Dărmăneștiu și mama Inici, dar nu mai Dărmăneștiu. E Comuneștiu pe ce motiv? S-a închis groapa 1 și groapa 2, sau cum? Groapa 1, groapa 2. În fine, o groapă cu noi la Bacău un plus și urmează cu noi acela groapă. Acolo, depozitarea este mai scumpă. Orașul Comuneștiu își face colectarea singur. Deci nu își face cu prompresul. Dar gunoiul îl predă, totul nu îl predă în preț. Ei, și nu vrea să plătească același preț care îl plătim noi. Iar acolo nu-i primește gunoiul, numai dacă este membru în ADIS. Iar n-au vrut, n-au căzut de acord, nu s-au înțeles la preț, mi s-a zis că noi, comunele, restul comunelor care suntem membri în ADIS, să plătim mai mult și ei să plătească mai puțin. Și a zis să mă fost de acord. Gata, băi, mai oameni buni, dar noi plătim un preț, voi ziceți să plătiți mai puțin. Și de ce? Acolo e primar PNL. Acolo e primar PNL, domnule, de asta. Nu, domnul primar. Informați corect. Dar mai sunt primar PNL. Domnul primar, bați să scrieți la domnul să știți. Domnul primar, aveți cuvânt.
Așa, tot. Să informați corect lumea, trebuie să spun următorul lucru. Comănescu este o ateu care, de la începutul, înainte de apariția adisului, și-a luat măsurile de colectare a bunurilor și nu oricum, ci selectiv. În atare situație ei se întreabă, noi am întreprins ceva, am muncit, am făcut totul ca să fie și corect, conform cerințelor inițiale, și acum ne băgați pe noi în aceeași școală și ei au făcut niște cheltuieli. Să ne punem și noi în situația aia. Și acum, ca să nu trecem așa pe repede înainte și să fim turmă, eu vă informez cu dumneavoastră, dacă vreți, vă și nominalizez, cu ateuri comune care nu au fost de acord cu excluderea respectivă. Recent vă dau Comuna Cleja doar de câteva zile, două zile, trei zile, care nu au fost de acord cu excluderea respectivă. Deci nu există, din punctul ăsta de vedere, o obligativitate ca noi să fim de acord cu excluderea lor. La un moment nici n-ar trebui să avem dreptul să fim întrebați de această chestiune. Când ai intrat cu vrerea ta, când ești, ești doar cu vrerea ta. Eu nu trebuie să depind de trăirea mea, nu trebuie să depind de trăirea altcuiva. Vă mulțumesc. Dar să informăm corect, lucrurile așa stau, cum vi le-am prezentat eu. Și nu suntem singuri, dacă nu ne-am realiat cerințelor de excludere, nu suntem singuri și n-am fi singuri din OAT-urile județului Bacău. Vă mulțumesc. Domnul Dorama Destru. Vreau să... Nu să subliniez, îmi doresc și să mai adaug ceva la cele spuse de domnul Orteanu. Era primar pe vremea respectivă când s-a făcut această asociere cu bunoiul. Erau 56 de comuni, deci gândiți-vă, din 90 de OAT-uri erau 56. Comăneștiu a fost unul din opozanții acestei asocieri. Și vă spun de ce. Ei, împreună cu încă 7-8 comune, deja aveau făcut un fel de un sistem similar, o asociație, care pe Valea Muntelui și la Comănești funcționa foarte bine. La momentul respectiv, când se punea la cale facerea noi asociații, dânsii, Asociația Mare vrea să înghită pe aia mic. Dânsii s-au opus vehement aceste situații și eu cred, astăzi nu mai știu, știu foarte bine că atunci erau cuțitele incensi la maxim între de Asociația Mare și reprezentanții președinței la acea vreme și societatea mică. Chiar nu știu și nu cred că ei au cerut să fie excluși. Ori eu nu vă spun de start că mă abțin, deoarece de la astfel de aprobări de excluzie poate să... Dacă dă judecată, îți poate îndrepta împotriva oricărea dintre noi, că am votat împotriva lor. Eu nu am nimic oameni, să stea unde vrea. Nu depind de votul meu. Fac și o întrebare generală. A semnat? Da, mulțumesc. Dacă noi votăm excluderea Comăneștului, îi ajutăm sau nu îi ajutăm? Pe cine să ajutăm? Orașul Comănești, pe primarul Milon de la noi. Ne ajutăm pe noi. În ce sens ne ajutăm pe noi? Păi noi desplătim pe trei la drăba de noi. Eu am auzit o excluderea... Ei au făcut modificare la contract, domnul profesor. Deci, am înțeles. Da, fiecare... Face fiecare ce vrea. Facem și de modificare la contract. Nu putem. Comunistic ce s-a întâmplat? De ce nu a fost introdus în adis și să aibă operatori pe Romprez? Ei au accesat niște fonduri europene pe ecologizare. Eco-Valea Totuși se numea. Și au primit mașini înainte de a veni adisul și Romprez. E, acum trebuie să plieze ca să aibă un studiu cu gunoiul, că dacă nu se pliază, iar ei au adus modificare la contract. Păi și dacă aveau așa ceva, deci s-au înscris la adis. Nu aveau un studiu cu gunoiul, domnul Matei. N-aveau unde să ducă să depoziteze. Platformă, depozitare, proapă de depozitare, nu are expectare. Și așa că... Și nu-i taxează. Păi, dacă îi exclud imunitul. Nu, dacă îi exclud imunitul ce gunoiul. Dar mâine dacă... Domnilor, dacă mâine noi de la Zembi cineva... Păi eu de ce să plătesc un cetățean din Căiuri? Din conducerea de ce să plătesc mai mult decât cetățeanul de la Comănești depunerea gunoiului în groapă? Pentru că el îl duce selectiv. Noi aducem aici, aducem și stii. Nu, profesor, la fel îl aduce. Îl aduce numai domnul Mazie, așa, la fel îl duce. Cum? De unde? Dar nu vorbim de transport, domnule. Vorbim de
Nu, eu plecare cu mori, ce dacă duci cu mașina? Era o scurtură și nu era cu mașina. Mai mică, pentru că nu se merită, ca să se reteze pentru că nu se merită. Haideți să spunem, știți, odată, o să o păstrez tot timpul, să știți că peștele mari de obicei îl înghite pe ăla mic. Nu este, nu-i convine niciodată asociației mari sau asociații mici care poate practică prețuri mai mici. Deci de asta să mergi pe un preț unitar și să n-ai variante. Ca să nu monopol. Să nu ai variante. Domnilor. Ca și la apă care s-au dus la Bacău, au prețul care n-au. Poți. Dacă ne excludi din atie, nu avem unii duci cu noi la momentul. Trebuie să o duci. Ba da, vorbesc peste. Mai pare că noi una pe la Buzău și una pe la Mercurile Cicău cu rapă autorizată. Dăm în judecată și atunci să... În rest, în Franța s-a închis. Nu știu ce și nu dă voi, dar zic, n-ai unde să-l duci. Și faci cu Mănești, ce să fac cu Mănești? Dacă o să duc la Miru Reciuc, mi-a aproape de ei. Îi dă voi să fii liber arbitru. Dar noi de ce să deci? Dacă noi de ce să faci? De ce dați soasa noastră? Asta în Bucoși, de la Bacău. Noi, în direct, decidem soasa cu Măneștilor. Cetățenilor de acolo, ce treabă, ce drept avem noi să decid despre noi o zică. Am fost locul asta. De câte noastră? Iar faptul că am înghițit gărușca la acest lucru, cu această societate, ne merităm soarta. Întrebarea este, ei când s-au asociat de acel hotărâri posibil local, că ei țin de acord? Atunci trebuie să fim sus la excluzii, dar la fel, că sunt niciunii părere. Eu nu văd de acord, domnule, dacă noi suntem toți la masă asta, fiecare pune câte o hârtie în coș. E normal că putem toți la fel? Domnule, care să fie legal constituit. După ce își face lumea treaba și știi că ești impulsiv și ești rău, spune mâine, te aruncă la coș, mă duce drept. Iar eu acum ai dat dreptate, domnul primar, din punct de vedere. Că dacă dânsul nu scoate hotărârea asta, are zdrunci de la Bacău. Da, domnule, dar domn primar, dar logic este normal să decide pentru cetățenii din Comunești. Nu, să nu ne facem. Pentru dacă vrea mâine dreptul altul comunist, ne scudi și nu aveți să te da cu noi. E normal, nu este normal. Hai să vă mâine într-o pușă la mare și îl aduci la mare. Adică eu fac treaba la cutura asta, ești mâna mea. Acolo și plătim lucrurile. Deci nu taxează. Domnule, ați zis mai bun, că aveți la cuvânt. Hai să vă luăm atât. Domnule, vă spun tare cuvântul. Deci, indiferent de situație, spuneți, atenție, ce zic? Bărcuți trebuie să vorbesc. Da. Vreau să vă contrazic un pic cu Bacău. Dacă cu Mănești, aici vine legea aia, care a fost ouă, care-i găina, cam așa vine. Dacă cu Mănești o tăiat acum 10 ani, 15 ani, la prețul de... Nici nu știa cu Mănești că va veni ăsta, rog prețul privare a Bolorii. E normal, oameni, să funcționeze la... Ce o stabilite atunci? Referitor la preț. N-are cum să plătească ca tine căiuți Comănești. De ce? Au șoferi, au mașini pe traseu, ei au totul al lor. Nu se plătească. Nu înțelegeți că nu plătește nimeni colectare și transport, plătește numai depozitare. Câte kilograme depozitez eu, atât plătesc. Da. Câte kilograme depozitează Comănești, atât plătesc. Da, dar tu căiuți, tu beneficiezi niște treburi de la ADIS, de la Roprest. Ei nu beneficiază. Și de asta are... Dar tu ne plătești bani. Dar noi plătim treaba asta. Ce treabă are în actual? Domnilor, pe ce prețul mai trebuie? Prețul de depozitare este același. Domnilor, de ascultați-vă, diferența este că noi în prețul depozitare, în care ADIS-ul care este normal, iar în prețul lor, același depozitare ca la DIS-ul, cară cu mașinile lor. Deci, nu te spui diferență. Ei au cheltuit pentru selectivitate. Eu înțeleg din disputa aceasta că este o lecție bună pentru noi. Ar trebui să fim și un pic mai... Eu m-am aprobat? Atent! Mai hotărâți și mai, cum să spun, voicașnici așa un pic, când
ne vin monopoluri din astea pe cap. Sigur că are dreptate domnul Dulan. Păi nu-i combinul ăla care are 10 lei și ăla face aceeași treabă cu 5 lei. Păi stai bă, cum? Îmi dai mie subvenția pentru... Să vii la mâna mea. Nu, vii la mâna mea. Știți cum e acum? Ca și cum nu-i convine ăla la Unești că dă 9 lei pe metru cub de apă și când aud la Căiți 2,1 lei, zice, bă, dar ce stat trăiți voi? Hai să le propunem să mute la Căiți. Dacă... Să mai domnul Dulan, metru și mai ieftin ca mine. Duce tot la el, la mine nu prea mai bine. Da, cred că n-am mai vândut. Deci ce... Iar au vrea să spun, nu am ca să vând eu. Eu nu am activitate de asta. Ce repercusiune aveți dumneavoastră ca primar dacă voi reține de vacanță? Se vor lua de el și normal să scoate hotărârea, că știm cum... Dar nu de el votează, domnul. Consiliul local votează. Da, bine, e primarul reprezentant. Nu, 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 vis-a-vis de hotărâre, am pățit cu Adisul, când am tot vis-a-vis de bunoi, am spus că nu mai mergem cu încasare, mergem cu colectare. Am trimis-o la așa și trimis-o înapoi. Așa, așa acum, dacă îi spingi, ne trimite înapoi. Domnul Maței, pe lege, când îți trimite un proiect de hotărâre sau îl repune domnul primar, dacă noi azi nu l-am aprobat, și l-a respins. Știți în ce condiții, o las pe doamna secretar, spun în ce condiții se repune în proiect de hotărâri, vii cu ceva noutăți. Ce noutăți îți spui sau altceva? În aceeași ședință, dacă le vii... În aceeași ședință, în anul după. Ceva, nu se pui de două ori la hotărâri, în aceeași ședință, dar poți să vii fiecare lună. Rezultatul la final va fi același. Celula 1 se închide, se va deschide celula 2 și nu se poate deschide celula 2 până nu semnează cele 65 de oameni. Domnilor, trebuie să votăm pe principiu că mi-e aproape, mie mai aproape cămașa mea decât haina lui de la Comănești. Vă Fiecare votează cum vrea. Cămașul mai eu aici, cu sensibilizare, așa? Faci topless. Abține? Abțineri Dacă îți vine raportul apoi, dar vrei să stăm pe la urmă la urmă aici cu subiectul ăsta? Nefavorat. Așa e ghiții morții. Așa e ghiții morții. Proiect de hotărâre numărul 15. Privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe trimestrul 4, referent anului 2016. Dacă aveți ceva să le spună. Nu, nu se poate. La cuvânt. Dacă nu sunt scrieri la cuvânt... Da, ne-ai terminat să spui ce te scrie la cuvânt. Dacă nu sunt, ai pus virgulă și ai dat drumul la frază sau la cuvânt. Pune, la ce? Pe lasă, am zis să la uite, îi dăm să uite pe hârtie acum. Mai stăm la jumătate de oră și după aia... Stăm și 3 ore dacă e nevoie, nu trebuie să... Dacă nu mai poți să ta dialog. Vezi, mai nu, mai aia, că tot dai cap. Da, nu m-am dat. Dar nu trebuie să înveți. Crezi că așa am văzut nou. Nu, 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 30 de ani... Așa am văzut nou. Păi, ce să învață? Cine este pentru? Da. Eu am vrut să mă scriu, dar dacă v-a trecut... Aveți un excedent... Împotrivă? Abține? Abține? Nu mai zic. Iată ce doamnă primar, eu știu că azi mai bine dacă e acum, că ea se iarăși. E bine. Ar fi momentul să mai citați. Proiectul de hotărâre numărul 16. Care e la Macarie? Liniște, vă rog, următorul proiect. Proiectul de hotărâre numărul 16. Pentru aprobarea
cotizațiilor anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIS. Dacă dați voie să spun ceva, suntem, ne încadrăm între comunele cu cea mai mică cotizații, datorită că virgulă, nu avem nicio investiție prin scrau. La capitolul investiții suntem prin scos, adică să căutăm noi investiția. Și nu sunt mai multe comuni, de-aia avem cotizația de 100 de lei. Celalte comuni care au investiții în cadrul CRAB-ului, în master plan, la ei în comun, au cotizații mai mari în funcție de... Normal, nu? Da. Dacă mai scrie cineva la vot. Îl punem la vot. Cine este pentru? Are domnul primar 1200 de lei pe an să dea vot. Da. Abține? Împotrivă? Domnul primar a scris că a votat și m-a pus. Când vezi dacă te-ai cu burdea? Deci 500 de pentru, da? Nu cu burdea. Nu. Deci și tot ca să vezi, mă. Nu știu, la prale, mă? Nu v-ați. Proiecte, de la prale sunt 17. La prale acolo și oameni civilizați. Mafioți, din mafioți. Când dai atunci nu știu. Privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Vedeți aici tabelul la master plan, exact cum v-am spus. Suntem prinși la alte surse de finanțare. Adică alte surse de finanțare, să căutăm noi surse de finanțare. Suntem prinși cu banii ăștia, dar la alte surse de finanțare. De aia ne-a și venit cotizația de 100 de lei. Domnul primar, scurt, dacă master planul respectiv, e aceeași chestiune cu Stefanul, cu toată... Da. E master planul... Nu se poate atent, nu se poate atent. Da, da. Trebuie aprobat master planul. Trebuie. Tot s-a făcut, nu s-a făcut. Ați încercat? Da. Cu canalizarea? Da. E refuzată, nu? E refuzată, nu? Precis. De asta ne-a scos. Numai ce scrie aici. De asta ne-a și scos după aceea și nimeni. E bine, dar atunci e bine. Da. Mă știam, credeam că dacă se face la el, nu știu, dar se face. Să scrie cineva la vot? A vorbit, domnul Orcan. Să punem la vot. Cine este pentru? Bravo. Altul ideea? Împotrivă? Pentru? Din loc. Aici, pentru? Da. De la atâta bani. Proiectul numărul 18 al lui Scan de aproape. Se aproape. Nu. Nu. 18. Nu. 18. La 18 a devenit 1. La 18. L-am supus la aprobare prima dată. Da. 18. La poziția 11. La poziția 1. Poziția 11. Proiect de hotărâre numărul 18, privind aprobarea inițierii procedurilor pentru realizarea investiției târg și obor săptămânal în Comuna Căiuț, județul Bacău. Inițiem, după cum știți, mai de mult timp, facem un târg săptămânal. Care e de atunci? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să îl putem realiza. Suntem în faza de pregătire de teren și ca și stare juridică, să-i spun. Dar ca și locație unde v-ați gândit? Unde e și târgul anual. E scris aici. A, trebuie, trebuie toalete, trebuie alea, trebuie alea. Și unde e? Aproape de toalete, este apă, este portat. Module. Nu, adică facem calbă dacă facem. Da. Deci suntem la starea juridică. Starea juridică a terenului, acum să-l punem să... În regulă, mai pășune, timpul pășune, să putem cu toate. Facem taurețe pe la deal, vezi că e o părere. Domnule, la zi, nu mai să cumpărăm, și vreau să propunerea mea să tot ați spărâi de două WC-uri ecologice. Pentru prins în buget, parcă, nu? Nu, pentru să nu o să crește investiții, pentru tot felul de activități care le avem, gen... Dar și oficiatul Căiuțului trebuie minimul.
portabile, care am închideat de la Onești, am mai luat prin povraț, dar primar, cu 2 ani am fost, am trecut, am fost la Onești. Părerea mea să luați vreo 4, 5, că sunt piciorul căniuțului, bine în două. Măcar în centrii de astea să mănânci pe tura și fiecare să fie bun. Cum arăt, e în glumă, nu-i glumă, dar băsul ceva n-are unde. Au deja acolo. Haideți pe străvăză, domnul Laurențu Matei are cuvântul. Mi se pare o treabă delicată, deși cred în așa ceva, susțin lucrul ăsta, dar mi se pare foarte delicată. Dacă nu o facem bine, o să regretăm. O să meargă perioadă cum o să meargă și o să fie nevoie să închid. Pentru că multe târguri se închid și se plece Dumnezeu la urmă unde n-ai fapt, noi nimic e destul de greu. Eu când spun târg, și am spus-o și în campanie și am spus-o de multe ori, nu mă refer la un târg clasic. Deci mă gândesc la ceva mult mai complicat, sofisticat acolo. Și odată cu... Deci, e o lucrare care nu face în timp, pregătește târgul ăsta, pregătește în timp ca să dai drumul. Odată cu pregătirea târgului, trebuie pregătit și producătorii și multe alte lucruri de făcut în comună. Și târgul nu îl faci doar pentru comună, îl faci pentru comunele vecinare. Aș fi vrut acum, dacă tot aprobăm, bănuiesc că suma asta e mult mai mică pentru cât suma o să fie, aș fi vrut să văd exact ce se face, sau să vedem exact ce facem, ce cumpărăm, tarabii, eu știu, o hală, două, șapte, nouă, oarecă, nu cred că e cel de-a două. În afară am inițiat procedura, ca să văd starea juridică, inițierea, starea juridică a terenului, să facem cadastru. Aducem un proiect, să vedem cum stăm. Să așezăm lucrurile cu fundații, de la fundații, bine. Mă uite când le iei... Loc de parcare mare trebuie, avut de ei. Trebuie avut în vedere că lumea s-a schimbat. Nu mai merge cu porcul la vânzare și cu vaca. Chiar dacă o să vină și cu porcul și cu vaca, dar o să vină cu mașini, cu tractoare, cu altceva. Trebuie spațiu, trebuie doamne, nu trebuie aprobarea la drumul național. Spându-l, e prea îmbejată lumea. Accidente, probleme. Inițiem, domnule, acum. Încercăm ce e mai bine la drumul național. Altă locație. Procedură. Da, dumneavoastră, variața pe spațiu, am zis că nu mai e. Peste pare. Trebuie făcut podul, domnule. Spuneți-mi, nu trebuie podul. Trebuie podul să pleci. Ca o sugestie, nu credeți că... Eu știu unde... Dincolo de râu podul propriu. No, deci nu credeți că aici ai jumate din terenul de sport. Chiar dacă făceau o împutură sau nu, făceați ceva betonat, aranjat, gen Păunești, care să aibă și altă utilitate. Poți să construiți asta acolo, să concesionați teren, să dați privat, să facă o hală de carne, o micărie, mă rog, la zona școlii unde accesibilitatea e mult mai... Pare că sunt micuși, nu vine la lângă școală. Domnul, eu mai vorbeam altceva, a spus la Păunești, micul și ălea veneau într-un centru mai civic, cum ar veni. Putea să vină poate și în afară de fiecare, sâmbătă sau duminică. Poate prea aproape. Am dat o părere. La vot, haideți să punem la vot. Cine este pentru? Nu, da, de ce? Păi nu te se poate discuta și la diviese și la... Acolo cred că tu, dacă nu sunteți de acord, nu sunteți de acord. Aici, dar la așa... Subiectul ăsta l-am... tratat toți în campanie electorală, l-am promis. Să dea Dumnezeu să-l facă oriunde îl face, în vârstul de ani, la Hiltiu să-l facă. Problema este că... Ce? Păi de-aia nu vreau acolo. Locația este bună. Deci pe locul unde desfășoară iar Marocul, nu poți să faci un târg unde rămân deșeuri de la vite, de la avea, și să vii după aia să-l aduci pe Guță și pe Vigelie să cânte acolo. Eu n-am mai fost pe acolo. Domnul Matei, bați de cai și poți de vânzare. Terenul ăsta unde va fi oborul ăsta va trebui împrejmuit. Va trebui să fie lucrat cu zarabe, cu stâlpe iluminat și așa mai departe.
Da. Eu investiți chiar simplu. Cred că trebuie și să ai niște surse de apă, nu surse de apă. Sanitare. Întrebarea mea este, la... Dați voi ideea mea este... Lăsați la proiectant să spună la apă. Costul ce apă, ce mai ce mai este așa? Proprietatea. E privată. Împărată sau nu? Vă știi, vă știi, nu ăla de la Cocșan, ăla la Orlăl, tipi la o bancă, până la zbău. Proprietate privată. Dar nu era la un la privat, la firma ta care. Era la un la a, Florin, da, și eu am dat bani. E lichidare, se vinde, nu? Hai, spuneți că ești doamnă. În principiu sunt de acord cu târgul acesta. Să vedeți informația la lucrurile. Gândit vorba la domnul Matei. Gândit de două domnului. Faza de inițiere, dacă se rezolvă partea juridică a terenului și știm exact cum și așa, atunci eu atunci încerc să prind niște conturi, nu neapărat în muzeu local, și să faci ceva, calme, dar cum e și că stai așa juridică a terenului, nu poți. Vă mai zice, acolo, omul să duce pe credele la care a fost cumpărit, ducem cu un supermarket și ia tot ce vrea. Deci dacă faci tu, îl faci ca lumea, ca să-mi iasă. Da, hai, să ne apropiem. Deci, investiții ca lumea, construcții. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Asta e procedura de inițiere. Primul vine proiect și vedem ce se face. Toți. Abține? Puteți să faceți chiar și un bol, eu acolo când îmi faceți, prindeți o părție de săriuri sau de schiuri, nu crede că vreau proiect pur și pur. E deja făcut. Vreau proiect pur și pur. Totul la tine acolo. Punctul 12. Raport de activitate al primarului comunei pe anul 2007. Unde la mine? N-am fost scris nefavorabil la nici primarul. La primar n-am fost. Astea, rapoartele puteți lua acasă, studiați, la cuvânt, să următoriți. Normal, primar ar trebui să-l prezinte. Nu o să te dai să citi în capul. Eu n-am prezentat. Citeți să-l prezinți, așa... Nu v-ați înțeles la cum? A scăpat. Am plis două probleme pe la izolația de Napul de la Crius, că s-a rezolvat astăzi. Vă trei zile mai chime și tot nu am reușit să dau de capăt. Dar în alte părți, poate, prin am ajuns eu, dacă aveți n-ați ceva de menționat, vis-a-vis de schimbarea pusului orar. Și să nu merg ziua, să nu merg în Crius, chiar am urmărit-o și de trei zile, tot, în fiecare zi aduc, tot nu merge cum trebuie. Iar, mă, băi, stingeți-o de tot dacă tot nu sunteți în stare să faci. Am avut discuții că am aprins cu cei de la mentenanță. Dacă știți pe undeva, că s-a schimbat fost orar și e posibil să mai stea aprins. Nu e normal să stea aprins în jos, pe lumină. Dacă aveți, ați observat undeva chestii de astea, cum nu sunteți? Am întrebat dumneavoastră. Domnul Măcuț, aveți cuvântul la... Da. Ce vreau să vă aduc aminte, domnul privat? Am făcut și anul trecut, cred că și acum 2 ani, eu vorbesc eu altul, măcar vă împrospătez ideea. Să punem iluminat pe trotuarul ăsta și așa e singurul și vai de mama lui. Ție ce rând l-a făcut? Nu e singur. Da, este eu la cună și am trebuit să o faci. Am văzut acolo să cheltuim materiale, materiale, mai puteți cheltui ce am trebuit să o facem. Stâlpii sunt foarte rare, o să vedem. La fiecare stâlp trebuie să facem traversare peste șosea. Dar veniți o traversare și mergeți cu partea a fir. Păi cu partea a fir, dar pe partea asta stâlpii sunt la 200 de metri, nu scap pe partea aia. Da, dar sunt și din coastă. Păi mai sunt, dar nu sunt așa. Ca acolo. Sunt foarte rare. Știu, dar... Și sunt stâlpii, nemi. Dar să vrea cum vezi, duci capul. Deci am analizat, doar nu nici cu banii. Dar spune măcar 4 lăi, pe 4 locuri principale. Unul la poștă, unul la poștă. Sunt 4 stâlpi, de aici până în centru. Vă dați seama... Ai 200 de metri de capul. Ce zici de bragă, dă-mi cea pământ. 200 de metri este între stâlpi. Și nu rezistă capul ca să-l împingi. Deci numai filăm cu idealea. Dacă nu mai traversezi în trei locuri. Păi da, faci trei traversări. Faci trei traversări, măcar trei locuri.
Domnul Laurențu, materia este bună. Domnul Laurențu, domnul șeful. Amelia are pe acolo. S-a venit toată ședința anterioare. Domnul Orcheanu. Hai, să ascultăm o voastră. Am discutat în ședințele anterioare cu mașinile astea parcate neregulamentare. N-am văzut nicio început, nimic. Nici poliție națională, nici locală. Nu, dar au fost avertizare verbale. Dar ce să miști? Păi au fost avertizați. Începeți să le dăm amendă la ce să-i fac. Autobuzul e tot acolo, mașinile particulare tot acolo. Ia ideea, dacă vin la tine și spun să nu mai parchezi mașina acolo. Te-am avertizat, da? Și tu nu faci nimic, ce crezi că se poate vedea? Păi, dar ceea ce mai bine mai ce domnul. Tu ca autoritate public, locală, dar ce nimeni te face aici? Și fac un singur mașina de acolo. Dar nu ce ați face dacă ați în locul meu? Dar mai departe, la care sunt, s-o ocupă cu așa ceva. Cine-i vorba? Mașinile parcate în ele. Mașinile parcate cu apientrare. Dar cum, domnule, dar este lege. Legea circulației, amendă pe care zic. De ce se dorm județean, ce singurii nu se dorm județean, ce singurii nu se dorm județean, ce singurii nu se dorm drum județean, da, de la Jula Bacău, viați mașini parcate, așa? Acum eu cred, mă scuzați, că dacă duce domnul Burila la 1 și se mai duce și mâine singura viață. Și pune pijam, avertizment. Și eu spun, da, dar știți ce se întâmplă? Că ferească Dumnezeu, că vine unul, sunt ăștia câțiva copii tari, e un Golf, erați, nu fac prag bătrâni și mai e un BMW auriu. Care vine din Pralea, crede-mă, dacă ăla l-ai prins pe mult și el vine la valii unii parcate mașini, te mănâncă... Dar nu-i problema de el, au mulți mașini. Cetățeanul ăsta care lucrează aici, la primărie. Nu, e dată mașina lui Ciubătaru. Ciubătaru devine și asta au plătit mașina. Cum îți zici? N-are voie să-l cupi banii de aici, culați. Da. Aici dumneavoastră vă absolviți, faceți o adresă către poliția rutieră care au suporturi sau... Ce? Stăteam drept? Ca să nu fie discuția, ca să fie rutieră. Când e pus pe pământul ăla iurea? Drumurile naționale. Drumurile naționale. Drumurile naționale. Dacă sunt treabă, da? S-au montat contarele din plasă de metal pentru depozitarea peturilor. La Prare n-am găsit niciunul. Dar nu, repede. A fost vorba să înceapă. Corect. Nu uitați. Dar băiatul a zis clar, s-au montat containerii. 4-5, s-au montat. Și dumneavoastră, unde? Nu, vrem întrebări. Nu, nu, văzut că a văzut ședința trecută, să mai facem două, trei, să ducem și... Bă, amintiți, dar vedeți, nu am mai găsit un paragraf unde se plantează florile. Deci, vis-a-vis de stârpul ăla, am sunat eu, și m-a recomandat să primarul așa, 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 la primul.
niciun fel de răspundere. Să vă spună domnul Oproie de câte răsunat că e în fața poliției. La adresă, să trăiască. Am nicio treabă. Le-am zis că am prins hoții care fură, care fură cablul. Și s-a acolo, i-am găsit cine și vedeți că l-am domnul viceprimar, podul ăla de la Ronda, contru zi, veneam de la Valle, l-am sunat pe Buliga. Am oprit în ghetele, am văzut o mașină acolo, în dreptul fabricii, cu oprit. Ceva nu-i de reu, că mers pe Ronda. Mă duc, întorc înapoi, stai să spun, nu la noi. Doar că am sub pod, cablul la pod. La fura, nu? Ia ți-l Buliga, i-am dat numărul de mașină tot, cablul la fura. Da, era scos. Am sunat și aia mi-a spart și mie și la mai multe locuri. I-am dat numărul. Cum e ăla care trece în centrul la mare? Odul ăla gros, așa. I-am văzut când se uitau și zic, măi, ce cu voi aici? Că aici dacă suni la Rom Telecom pentru o problemă, te redirecționează și să ai răbdare. Și aia e în 7, trebuie să stai jumătate de oră. Sau la Eon. Apasă pe aia, mai du-te, mai și cu problema lor. Îi suni cu o problemă de-a lor, când îi pun un cablu, când s-a dărmat un stânt, că cine știe, ce pierdă să faci. Domnul Laurențiu Matei, ai tot. Haideți să facem un pic de liniște, să mai iasă și colegul ăsta. Și înainte de toate vreau să felicit și să-i mulțumesc domnului primar pentru evenimentul de ieri, cu bune curări, s-a finalizat, este un pas. Nu știu câți primari au fost din 1917 până astăzi, dar dânsul a fost primul care a făcut ceva. De vreo 18 ani, tot vorbesc în monumentul de la Pralea, au fost nici neînțelegeri vis-a-vis de ce s-a scris în monument, dar sper să se repare și să fie iubit. Mer mai departe, eu au venit primăvara, sperăm cu numai ninge, am lucrat tot un viceprimar de acolo cu Pauleac, că trebuie de repartul la drum. Și comisia juridică, în speție, se ocupă mai mult domnul Vasile Lohianu, că are de mai mult decât noi, dar susținem cu toții. O să lucrezi la un proiect de gospodării la comune și frumtesare. Și poate o să poată mai mult mai mult, domnul viceprimar. M-a rost cu acolo, că e inițiativa comisiei, chiar a făcut putem să... Dacă aveți ceva în legătură cu arbor de plantat, trebuie urgentat acum. Domn primar, dacă... Atât. Eu am terminat. Am mai stat astăzi către executiv un proiect de hotărâre migrație, care l-a numit eu programul acțiunilor în gospodării și în folosățarea comunei căiuri și descoperirea a sancțiunilor pentru nerespectarea normelor și regulilor stabilite de legislația în vigoare și de către Consiliul Local în acest domeniu. Pentru perioada 9 martie 2018-martie 2019, trebuie să revin acum aprilie 2018. Domnule, am gândit acest program în felul următor, pe 5 capitole. Un prim capitol care este în componența căruia se regăsește lista obiectivelor care fac obiectul acestei activități, respectiv terenul, clădiri, construcții. Capitolul 2. În componența căruia se vor regăsi acțiunile concrete stabilite prin propunerea respectivă, dar după rediscutarea lui în cadrul Consiliului și rugămintea este ca acest proiect să-l multiplicați, doamna secretară, și să-l înaintați către toți consilierii, astfel încât el să fie pus în dezbaterea Consiliului, consilierilor și a cetățenilor din consilier. Deci spuneam capitolul 2 cu acțiuni concrete stabilite, capitolul 3 norme stabilite pentru menținerea unui sistem de curățenie și igienă în spațiile publice a OAT Căiuți pentru apărarea avutului proprietatea OAT Căiuți. Capitolul 4 sancțiuni pentru nerespectarea acestor norme care sunt stabilite. Și capitolul 5, în ultimul capitol, modul de urmărire a îndeplinirii acțiunilor stabilite și de aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării normelor. Spun aici urmăririi și de aplicarea sancțiunilor, pentru că sancțiunile respective în primă fază sunt propuse de către dar ele trebuie să fie discutate și în cadrul Consiliului și din punct de vedere al legislației. Acest proiect are trei anexe. O prima anexă este lista cu obiectivele care fac obiectul proiectului, respectiv terenul viran, fie ele intabulate sau nu, construcțiile și clădirile proprietatea OATC-ului. Anexa 2 va fi procesul verbal de stabilire a contravenției, de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii. Am mers la amenzi, domnul meu, cu de la avertisment până la amendă de 2000 de lei, în cadrul unor încălcări grave a normelor pe care
vom aproba. Domnule, vine un coleg de-al meu astăzi și spune următorul lucru. Cu parcarea ridicată de domnul consilier Oprea în ședința precedentă. Vreau să vă informez dumneavoastră că la articolul 3, din cadrul capitolului 3, punctul 5, se spune așa, o normă obligatorie. Se interzice lăsarea mijloacelor de transport cu virgulă, a utilajelor, a materialelor de orice fel, nesemnalizate corespunzător, pe platforma drumurilor și pentru o perioadă de timp mai mare de 72 de ori. Dacă ne ducem la capitolul cu sancțiuni, cu aplicarea sancțiunilor, vom regăsi acolo amendă care noi o putem hotărâ prin Consiliul Local, care să o aplicăm celor care nu respectă această normă. Deci, iată că eu am gândit acest proiect, odată stabilind ce avem de făcut, îi rugăm frumos, mergem și până la avertisment, pentru prima încălcare și așa mai departe. A doua, a treia? Alte... Nu, pentru că, să știți dumneavoastră, măsurile coercitive educă. În speranța în care executivul, prin persoana doamnei secretare, va modifica acest proiect și va înainta tuturor consilierilor pentru a aduce îmbunătății, pentru că eu sunt convins că un singur om nu poate să facă din mâna unui și din gândirea unui singur om să reiasă un lucru foarte bine făcut. Să regândim cu toții, să aducem amendamente cât de multe posibile, astfel încât să iasă un program care să poate fi pentru anii viitori, așa cum este programul ăla al poliției locale, funcționarea poliției locale pentru un an, din aprilie, un an până la anul următor, așa să existe și un program al acțiunilor de gospodărie și împrumutățare. Veți regăsi dumneavoastră la capitolul 2 cu acțiuni concrete propuse, veți regăsi dumneavoastră un număr de la 1 la 22 de astfel de măsuri. Deci veți găsi un așa. Eu doresc că după multiplicare și înaintarea tuturor colegilor a acestui program, numărul acestor 22 să fie, dacă nu dublat, semnificativ mărit, adică cu noi propuneri din partea dumneavoastră. În speranța că voi găsi înțelegeri pentru demararea promovării acestui proiect, eu vă stau la dispoziție colegilor cu explicații în cazul dacă le considerați necesare și vreau să spun că capitolul 5, ca să nu ne aflăm în treabă doar, capitolul 5 spune modul de urmărire a îndeplinirea acțiunilor propuse. Domnul meu, zic acțiunea numărul, fiecare este stipulată și este marcată, protariată cu un număr, termenul de finalizare, cu responsabilitate tabelat, înscris în tabel responsabil din partea executivului și din ușa noastră a consilierilor, dacă considerați că este cazul, data finalizării fiecărui acțiuni în parte, stadiul realizării, că trebuie să facem analiză, dacă nu lunar, domnul gospodar, șef, așa, facem o analiză a stadiului realizării și tot lunar se propune măsuri care să învețe situația dacă este cazul. Deci, în speranța că voi fi ajutat, noi și toată comisia politică vă mulțumim pentru înțelegere. Doamna secretar, vrea să vă mai cuvântez ceva? Din puținul timp cu care s-a dumneavoastră în birou, am înscripuit că se suprapun anumite activități din hotărârea deja aprobată dumneavoastră, cred că septembrie sau august. Eu le analizăm, le punem în rând. Nu v-aș propune altceva, ce sunt mai veche, este una nouă și cu termenul de activități. Nu mă lăsați să vorbesc eu. Ați făcut o analiză între hotărârea deja adoptată, program, exact așa se numește. Da? Ați făcut o analiză între ceva ce ați aprobat deja și ce veniți dumneavoastră, poate că ar fi fost bine să veniți cu un proiect de modificare și completare. Și atunci, nu putem avea două hotărâri. Eu vă Noutatea acestui proiect. Sunt și noută, sigur. Noutatea acestui proiect. Nu trebuie să vă referiți, dacă ne referim la noutatea proiectului, nu ar trebui să ne aplicăm doar asupra măsurilor propuse. Noutatea lui trebuie să constă în următorul fapt. 1. Sunt stabilite obiective asupra cărora putem interveni cu gospodărire și înfrumusețare. 2. Sunt stabilite măsuri concrete în acest proiect. 3.
sunt stabilite măsuri de sancționare a celor care nu le respectă. 3 sunt normele stabilite, deci obligativități de respectare, 4 sancțiunile și 5 în modul de urmărire și de îndeplinire a acestora. Deci, din acest punct de vedere, eu nu îl critic pe celălalt ferească mine. Numai că îl consider... Adaptă-te asta, să fie complet, tot ce e, tot domnul Mecioară. După aici am comandat procesele verbale de contravenție. Păi procesele verbale de contravenție... Dar le trebuie aprobat, inclusiv tipizat de proces verbal de contravenție. Păi, dar eu am și spus că mă bazez pe dumneavoastră, legislatorul executiv. Da, nu l-am studiat. Cu angajat în domeniul legislației, ca anexa numărul 2, respectiv procesul verbal, să-l atașați dumneavoastră, să mă rugat frumos. Eu zic să-l supuneți dezbaterii tuturor colegilor și dacă... Mi-a zis să vă conduceți când e cazul. Există o problemă de ani și ani și sper să o rezolvăm acum, să trecem de iată. Nu prea să luau măsuri, ba din motive electorale, ba alte probleme, ar trebui să trecem peste momentul ăsta. Deci trebuie să facem ceva. Nu erau mașini care luau gunoiul, nu erau poliții comunitare, nu erau multe lucruri care acum sunt, nu erau telefoane câte sunt acum, deci trebuie să facem curățenie. Trebuie să întreagă și cetățenii și toată lumea, trebuie să facem curățenie. Nu se mai poate. Deci nu mai lălăim, nu mai o lucim, că cum am mai stat până acum, mai stăm în copilare, nu avem nici ce mai stăm. La educație plecă tot. Este mai de educație. Închide și rezultat. Închide și rezultat.